distinși invitați. Bine ați venit la acest frumos eveniment al comunei noastre, Mănăstirea Cașin. Sincer, mi se umple sufletul de bucurie când văd că sala aceasta s-a umplut de oameni, de mănăstireni dragi mie. Asta e clar că toți simțim mănăstirește. Astăzi simțim mănăstirește. Pentru că e o sărbătoare pe care noi o așteptăm de mulți ani. Începem întâi pentru că noi, Mănăstirea Cașin, chiar și prin nume, începem cu o rugăciune pe care îl rugăm pe Preacuviosul Părinte Protopop Ioan Bârgăoanu să ne ajute. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc, doamna primar. Este normal să fie început această activitate pentru care noi, preoții care suntem de față, vă felicităm. Felicităm pe toți invitații care sunt de față. Încep prin a saluta pe domnul general, pe toți cei invitații care fac parte integrantă a acestei comune frumoase, pe domnul primar din Moinești. Și dacă este domnul primar din Moinești, să-i spun că nu sunt prea cuvios, ci sunt cu cernic. Adică noi avem cuvioșia în Mănăstirea Cașin, dar aici noi suntem preoți de mir și vă mulțumim foarte mult pentru prezență tuturor celor care sunteți invitați. Nu se putea face nicio altă rugăciune, nu se putea face nicio activitate, după cum și se vede, fără a fi biserica Mănăstirea Cașinului în zona aceasta și cu siguranță prin aceste locuri a trecut și Ștefan cel Mare și Sfânt, pe care noi îl prăzduim zilele acestea. Spun acest cuvânt și aduc la cunoștința dumneavoastră, distinsă doamnă primar, a preacucenicilor părinți, invitați și fii ai satului sau cei care au slujit Mănăstirea Cașin și tuturor invitaților, că prezența noastră și binecuvântarea pe care o voi da este și o binecuvântare a Arhiepiscopului nostru Ioachim, care iubește Mănăstirea Cașin și a numit această comunitate oameni harnici și darnici și iubitori de credință ortodoxă. Țin minte aceste cuvinte de atunci de când a pășit prima dată în această comună. Orice rugăciune o începem în numele Lui Dumnezeu, așa s-a sfințit și această biserică, ori în limba slavonă, ori în limba greacă, ori în limba cu siguranță au simțit românește cu toții, și vă invit să facem această rugăciune foarte simplă și nu va dura mult, pentru că atunci când suntem de față, noi nu vrem să monopolizăm, ci din partea noastră a preoților, vă mai spun un artificiu, va vorbi părintele care este fiul al satului, doctor în istorie, despre Mănăstirea Cașin. Cu siguranță va adăuga câteva cuvinte și de esență, părintele paroc Dan Miloi, căruia îi mulțumesc pentru faptul că suntem aici o echipă, salutăm pe toți preoții, pe toți invitații și spunem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Preacucernice, Părinte Protopop. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire, Doamne, adânc neajuns la Ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur, ca niște rob netrebnici, aduce mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile care au fost asupra comunei Mănăstirii Cașin, Bisericii Mănăstirea Cașin și a tuturor celor care iubesc Mănăstirea Cașin. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, îți cântăm. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruiește pace, sănătate și liniște tuturor celor care vor petrece împreună la această frumoasă aniversare. Dăruiește, Doamne, tuturor sănătate, ajutor și binecuvântare, că Sfânt ești pe toate le sfințești, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Salutându-vă pe toți, vreau să vă rog, doamnă primar, înainte, îl am pe Părintele Miloi și la noi o regulă între preoți, să vorbească cel mai mare, iar de pe Valea Cașului, Părintele este cel mai tânăr. Dacă o schimbăm așa și vreau să ne salute, pentru că el este, practic, omul și preotul care păstorește această biserică istorică de aproape 400 de ani. Și spun 400 de ani, având în vedere că înainte a fost și o biserică acolo, Părintele, rog, în câteva propoziții să vă salute și prin el suntem toți preoții prezenți, ca să vă spunem, așezându-vă, bine ați venit în Mănăstirea Cașin. Cu siguranță avem cea mai bună apă și cel mai bun aer și cea mai bună, să spunem, bucurie pe care o împărtășiți împreună cu noi. Și doamna primar, vă felicităm încă o dată, să vă dea Dumnezeu sănătate, dumneavoastră, domnului vice și celor care ați organizat această frumoasă manifestare. Vă mulțumim și vă aplaudăm! Pe toți care au hotărât să celebreze această aniversare. Mă alătur și eu, doamnă primar, în rândul meu, bine ați venit în comuna noastră, despre care încă pe vremea când Paul de Alep venea aici, a spus că era ceva deosebit. Mai târziu, la 1653-58, Gheorghe Ștefan, așa cum spunea și domnilor părinte de la Asociația Culturilor cu care am petrecut astăzi o bucată de vreme de la Constanța, pentru noi, Mănăstirea Cașin există, datorită acestei biserici monumentale, Catedrala Munților, numită ea așa, în rândul celor care știu despre ce vorbesc, și îi suntem recunoscători voievodului Gheorghe Ștefan, cu toate că n-a fost el cine știe ce, nu putem să judecăm noi, chiar dacă suntem cei care le cunoaștem istoria. N-aș vrea să vă supăr să vă plictisesc. Încă o dată bine ați venit și felicităm încă o dată pe doamna primar, domnul viceprimar și toată conducerea comunei. Mulțumim! Deoarece simpozionul nostru de astăzi se intitulează Pe un picior de plai, pe o gură de rai, Mănăstirea Cașin, vatră de istorie și spiritualitate, versurile de început ne duc cu gândul la Mioriță. Avem bucuria să avem alături pe mugurașii mănăstire care ne-au pregătit o surpriză. Vântul când abate, prin ele ar în spate,
și oile s-o strânge, pe mine mă plânge cu lacrimi de sânge, iar tu de omor să nu le spui lor, să le spui curat că m-am usurat cu o mândră crăiasă a lumii mireasă, că la lunta mea a căzut o stea, soarele și luna mi-au ținut cu mâna, braț și pătinași i-am avut muntași, preoți, munții mari, paseri lăutari, păsărele mii și stele făclii. Iar dacă-i zări, dacă-i întâlni, măicuța bătrână cu brâul de lână, pe câmpii alergând, cu ochii lăgrimând, pe toți întrebând și la toți zicând, cine a cunoscut, cine ne-a văzut, mândru ciobănel, tras printr-un inel, fecișoara lui, spuma laptelui, mustecioara lui, spicul grăului, perișorul lui, pana corpului, ochișorii lui, mura câmpului, tu, mioara mea, să te întorc de ea și să-i spui curat că m-am usurat cu o fată de crai pe o ură de rai. Iar la cea măicuță să nu-i spui drăguță că la nunta mea a căzut o stea, am avut muntași, braș și pătinași, preoți, munții mari, paseri lăutari, păsărele mii și stele făclii. Mulțumesc! Mioriță dragă, măi, tot umblând pe deal și voi, n-ai văzut și n-ai aflat cuvânt dulce și alinat. Puișorul nu am pui un miel sau poate nu-i, că l-am căutat în patru vânturi și m-au trecut multe gânduri. Spune, Mioriță, tot dacă-i viu sau poate-i mort. Of, 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 feciorașul tău iubit, stăpânul meu cel dorit. S-a întâlnit pe-un verde plai ca grădinile din rai, cu doi ciobani lăcomoși, oameni răi și fioroși. Și pe lângă dânsul s-a dat și atât l-au înconjurat până zilele i-au luat. Amândoi și-au împărțit turma și în lume și-au pierdut urma. Dar lor totul le-a tignit, că cei iară s-au întâlnit, de la vere s-au sfătit, s-au bătut, până au murit. Că așa-i pe pământ lăsat, din averea cu păcat, să-i parte niciodată s-o plătești nemăsurat. Miorița asta și povestea, mărgeluțe mărunțele să-ți coși amarul cu ele, că și-a pierdut feciorul ei cel drag, bătrâneților toiag, aroare tinereților, sprijin bătrâneților. Ah, Mioriță, ascultă-mi cuvântul și mă duc să-i văd mormântul. Și s-au luat de mână și sui în deal la stână. Iată-mi e sânt.
Mântuiește! Fratele lui, primarul Vasile Mărășteanu, ne-a dăruit 2200 de hectare de pădure, aceleași demersuri pe care le-a făcut din exproprierea statului și care se află astăzi în proprietatea Comunei Mănăstirea Cașin. Avem foarte multă istorie. Eu mă consider un om pe partea asta istorică destul de mic și nici nu vreau să intru în foarte multe detalii. Avem acum în sală lângă noi oameni care pot să descrie mult mai frumos decât mine partea noastră istorică a Mănăstirii Cașin. Dar am vrut să aduc aminte asta pentru că la o discuție cu Părintele Bărdoanu și pe această care îi mulțumesc, nu înseamnă doar centenar această întâlnire. Într-adevăr, Mănăstirea Cașin înseamnă mai mult de 400 de ani. Și atunci ne legăm de Miorița. Că dacă ne aducem aminte, în urmă cu câțiva anișori, o altă primărie sărbătorea pe meleagurile noastre, Miorița. Lucru care, zic eu, ca mănăstirean și care îmi iubesc foarte mult aceste meleaguri, mi s-a părut și atunci, la acel moment,
un lucru care nu-i tocmai legal și nu-i tocmai legal era. Legal, probabil, nu asta era vorba de legalitate, ci de sentimente. Dar noi, mănăstirele, trăim pe aceste meleaguri. Noi, mănăstirele, trebuie să ne luăm dorința înapoi. De-aia am și început acum cu toate aceste tradiții pe care dumneavoastră le-ați urmărit acum. Și îmi doresc ca noi, mănăstirele, de azi înainte, să pornim tot mai multe evenimente în care să scoatem la iveală istoria noastră, că avem foarte, foarte multă. În sală sunt prezenți oameni care ne pot arăta la punct fiecare lucru istoric care s-a petrecut în zona noastră. Nu mai spun pe latura spiritualității în care Părintele Neicu ne va prezenta. Deci avem cu ce să ne mândrim și trebuie să ne iubim locurile natale. Vrem pentru care în sală sunt mănăstireni care i-am chemat acasă și sunt plecați în alte localități și cărora le mulțumesc că s-au întors acasă. Dau cuvântul domnului deputat Mircea Fechet să ne spună câteva cuvinte. Doamna primar, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Îl salut și pe Părintele Protopop cu această ocazie, preacucernici părinți, domnule primar al municipiului Moinești, Valentin Vieru, doamna deputat Elena Hărătău, domnule viceprimar Zgavartici. Cunosc mulți oameni, multe fețe cunoscute în această sală. Încep prin a vă mulțumi pentru faptul că v-ați gândit să mă invitați la acest frumos eveniment, la care am venit cu deosebită plăcere. Pentru că am considerat că dacă am fost alături de Mănăstirea Cașe sau de doamna primar Adriana Ienache atunci când au fost inundații sau atunci când am inaugurat lucrările școlii Regina Maria, cred că și la un moment de așa de mare sărbătoare, precum Zilele Comunei, nu puteam să lipsesc. Este adevărat că avem nevoie și de astfel de momente în care ne întâlnim cu cei dragi, cu cei plecați din localitate, în care avem timp să ne tragem puțin, sufletul și să stăm de vorbă, să ne simțim aproape unii de alții. Nu vă spun că astăzi este o dublă sărbătoare pentru mine. Pe de o parte, mă aflu la Mănăstirea Cașe la Zilele Comunei și pe de altă parte este și ziua mea de naștere pe care mi-o petrec așa cum mi-am petrecut și multe alte zile de naștere alături de oamenii la care țin. Doamnei primar i-am spus că bineînțeles că o să petrecem astăzi împreună familiei mele și vă spun că în sală sunt cei trei fii ai mei împreună cu soția. Lor le-am spus că o să mergem să vizităm una dintre cele mai frumoase comune din județul Bacău și o să vizităm chiar mănăstirea care poartă numele localității, așa că, fără să vreau să o lungesc foarte tare, sper să aveți parte de niște evenimente foarte reușite, doamna primar. Vă felicit pentru că ați spus mai devreme despre, ați amintit despre niște primari care au donat localității Mănăstirea Cașin, fie terenuri, fie pășune, fie pădure. Eu aș vrea să vă spun despre doamna primar un singur lucru. Probabil că din declarația ei de avere nu o să aibă mare lucru ce dona material acestei comune, dar vreau să vă spun că așa cum o cunosc eu, oferă acestei comunități extrem de mult suflet, extrem de multă pasiune și vă aplaud, doamna primar, pentru tot ceea ce faceți în fiecare zi pentru Mănăstirea Cașin. Eu știu aceste lucruri pentru că am vorbit de sute de ori, probabil, la telefon, în încercarea de a găsi cele mai bune soluții la diferitele problemele cu care vă confruntați. Așa că vă urez mult succes în continuare și să aveți parte de cele mai frumoase sărbători ale comunii. Mulțumesc! La mulți ani! Vă mulțumesc!
mulțumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordați și trebuie să recunosc că nu sunt o persoană prea ușor de doar la o parte, că nu mă las deloc convinsă de niciun refuz, lucru care probabil că mulți la care am apelat au constatat acest lucru, nu mă las până nu obțin ceea ce îmi trebuie. Doamna deputată Rătău, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc, doamna primar. În primul rând doresc să vă mulțumesc din suflet pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și mă bucur că am putut să ajung aici alături de dumneavoastră. Fiind foarte încântată de momentele deschiderii, vă mărturisesc că mi-a atras atenția genericul simpoziumului de astăzi, prin picior de plai, pe oră de rai, și în mod automat mi-am amintit de o veche legendă, pe care sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră o cunoașteți. Se spune că atunci când Dumnezeu a împărțit lumea, pământul, a uitat de români. Și atunci românii merg la Dumnezeu și plângându-se, Doamne, dar pe noi de ce ne-ai uitat? Nu am unde o să stăm. Dumnezeu atunci a rupt o bucățică într-un colț de rai, a aruncat-o pe pământ și le-a dat-o românilor. Nici o îndoială nu am că așa s-a întâmplat, pentru că venind înspre dumneavoastră, am admirat cu o deosebită plăcere frumusețea locurilor. Și mi-am spus, vorbeam și cu consilierul meu și cu colegii mei, că iată aici, oamenii destoinici își pun amprenta pe aceste locuri minunate. Cadrul natural ne oferă aceste locuri mirifice și nu aș ezita, nu mi-aș ierta să omit faptul că dumneavoastră aveți un primar destoinic, un primar determinat, un primar plin de curaj, lucru care l-a demonstrat încă din primele zile de mandat. Îi suntem alături, îi mulțumim pentru tot votamentul pe care îl are și nu este un secret și vă mărturisesc că nu se lasă descurajată și continuă proiectele pentru dezvoltarea comunității dumneavoastră, iar noi facem tot posibilul, mai ales cu sprijinul domnului președinte Fecher, să ducem la realizarea și implementarea acestor proiecte cât mai repede posibil, spunem cât mai repede posibil, pentru că drumul de la scrierea unui proiect și până la realizarea lui este destul de lung. Nu în ultimul rând aș vrea să menționez faptul că apreciez foarte mult faptul că se promovează valorile culturale și tradiționale. Și iată, sunteți dovada vie că locuiți aici, sunteți aici statornici de peste 400 de ani. Un moment istoric care promovează valorile culturale și tradiționale astăzi, tot prin curajul doamnei deputat, pentru că am înțeles că acest lucru nu a mai avut loc și este prima ediție. În calitate de nou membru în Comisia de Antreprenoriat și Turism, am curajul să vă spun că voi face tot ce depinde de mine pentru a promova aceste valori istorice, culturale, tradiționale, care sunt aici și trebuie să ne bucurăm cu toții de ele. Mulțumim, doamna primar, mulțumim, domnul președinte, la mulți ani, alături de noi, fericiți și cu bucurii și sănătate. Mulțumesc! Aș dori, ca să ieșim din sfera politicului, să-l invit și pe colegul meu, domnul primar, Vieru, Valentin Vieru, care recunosc că în aceste zile m-a ajutat. Pentru că noi, fiind la o primă ediție, am apelat la sfatul dumnealui și la mult ajutor și cu alte resurse. Și vă mulțumesc pe această cale. Mulțumesc și eu. Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, domnilor parlamentari, doamnă primar, stimați invitați, sunt bucuros să fiu astăzi alături de dumneavoastră și în mod special de doamna primar care mi-a adresat această invitație și chiar cum spunea și dumneavoastră ei sprijin, sunt alături întotdeauna de colegii mei și dacă la mâine se întâmplă lucruri bune,
vreau să ia exemplu de bune practici și să le implementeze și aici, la nivel de comună. Iată că după 2 ani și jumătate, de când evenimentele au stagnat, cred că este unul dintre primele evenimente la care particip după această perioadă de pandemie. Și dacă dumneavoastră a deputat, asta dovedește că își merită loc aici, în Curtea Comunei dumneavoastră. Și sunt sigur că de aici încolo vom vedea o comună mult mai dezvoltată, mult mai activă. O cunosc pe doamna primar de vreo 2 ani, de când este primar și ceva mai înainte, când activa în alte domenii, dar vă spun că, din ceea ce știu, va dovedi că este un primar și va face ceea ce trebuie pentru comuna dumneavoastră. O felicit pentru eveniment, o felicit și pe Mircea pentru ziua lui astăzi, o felicit pe dumneavoastră, pe toți, pe ziua dumneavoastră, la mulți ani, sănătate, să vă dea Dumnezeu tot ceea ce vă doriți. Mulțumim! Avem printre noi un general cu 4 stele, un doctor în științe militare și onoarea pe care ne-a făcut-o domnul general să fie astăzi alături de noi. Vă mulțumim, domnul general. Vă rugăm să ne spuneți că dumneavoastră sunteți o enciclopedie, nu numai de istorie, dar în special în istoria noastră al mănăstirii. Onorat de asistență, sunt onorat și bucuros că am reușit să particip la această activitate. Am răspuns cu plăcere atunci când am fost invitat, mai ales pentru faptul că m-am documentat, deși nu sunt localnic, în legătură cu foarte multe evenimente istorice care s-au petrecut pe aceste meleagă. Eu am, ca un om conștiincios, un discurs pregătit în timp, dar, bineînțeles, ca de obicei, renunț și de această dată, pentru că atmosfera pe care am întâlnit-o acum aici mă determină să fac acest lucru. Vreau să vă spun că, deși nu știam că activitatea va debuta cu un asemenea moment artistic, dedicat tradițiilor din zona mănăstirii Cașin și de pe Valea Cașinului, îmi notasem aici că ne găsim pe un veritabil plai de baladă, dar și ceea ce s-a demonstrat, deci fără să fie știut înainte, dar și de o legendară istorie, de legendare fapte de eroism, în care atât populația civilă, cât și locuitorii de aici, cât și armata română s-au înscris cu abnegație și au contribuit la existența României. Nu vreau să, deși o să fac niște sublinieri în legătură cu asta, nu vreau să critic pe alții din alte zone, nu vreau să critic nici factorul politic de la 1920, din cauza căruia nu există un monument aici, în zona Oitus, pentru că și de ce să ne o spunem, există celelalte două, de la Mărăști și de la Mărășești. Cel de la Mărăști, îndeosebit pentru faptul că Alexandru Averescu vor fi unii care mă critică pentru afirmațiile astea, dar există, am și argumente științifice, dacă este cazul. Deci Averescu, fiind prim-ministru, a reușit să determine statul român să existe acolo un mauzoleu, ceea ce în această zonă, unde era pe deplin meritat, nu există. Și subliniez faptul că dacă s-ar fi pierdut primele două bătălii din 1916 de aici, la porțile Moldovei, de la Oitus, și cea de la Cașin, din iarnă, România nu mai exista ca stat. În cancelariile europene era un plan ca România să fie un mic stătuleț la gurile Dunării, de tampon între ruși, austrieci și germani. Deci dacă se pierdeau cele două bătălii, nu mai exista România, pentru că printr-o manevră învăluitoare prin această zonă și după învăluitoare contribuind acțiunile din Valea Jiului, s-ar fi încercuit total armata română și România dispărea atunci ca stat. Trebuie să o spunem cu curaj și trebuie să aducem argumentele necesare, pentru că sunt unii care încă mai, să zic așa, prin omisiune, falsifică istoria. Vreau să revin la ceea ce mi-am propus.
Să vă spun că aici pășesc de fiecare dată cu emoții. Știind ce s-a întâmplat, vreau să spun și părintele doctor în filozofie, Bârgăoanu, pentru că poate lumea nu știe că e și doctor în filozofie, m-a mai auzit spunând asta, că aici, în această zonă, trebuie să mergem cu venerație și cu evlavie. Pentru că oriunde punem piciorul, poate fi locul de unde s-a înălțat la ceruri un suflet de erou. Așa stau lucrurile în această zonă și ar fi cazul ca să o spunem celor care vin după noi, să știe și ei, să-și prețuiască înaintașii care au făcut ca țara să existe în continuare. Am auzit vorbindu-se de centenar și știu că Părintele Protopop, Bârgăoanu, a ținut foarte mult să inițieze și să organizeze multe activități dedicate centenarului. N-am ieșit chiar nici acum din centenar, pentru că orice activitate, orice război, se termină cu încheierea păcii. Și cum unii considerau greșit că s-a terminat centenarul pe 1 decembrie 1918, eu am combătut această idee, Părintele Protopop știe și am părtășit-o și dumnealui și vreau să vă spun că am în continuare aici și acum sentimentul că ne situăm gândindu-ne la eroii noștri din primul război mondial de pe aceste plaiuri, la capătul unui impresionant arc istoric cu durata de un veac care constituie și realizează o tulburătoare punte afectivă între cei care și-au dat viața pe aceste leleaguri și noi, cei care astăzi, aici, le preamărim faptele. Se spune că eroii nu mor niciodată. Nicolae Iorga e adevărat, dar Nicolae Iorga completa și spunea, ei mor atunci când îi uităm. Și mă bucur că aici eroii nu sunt uitați. Mă bucur faptul că aici, în sală, este și președintele noi organizații, asociații cultul eroilor. Cătălin, un modest cetățean, te rog să te ridici, Cătăline, să te vadă toată lumea, așa, Cătălin Dima. Când s-a vorbit de cei doi frați primari, Cătălin Dima este nepotul lui Ion Mănăstirean. Are o... Mănăstirean, nu ce-l spune, că am și eu emoții. Mi l-a plăcut și el când l-am văzut ridicându-se. Și ce se întâmplă? Are o arhivă personală, cred că sunt unul dintre puținii care cât de cât au studiat-o, pentru că e foarte voluminoasă și foarte importantă. Revenind la ceea ce spuneam în legătură cu aceste meleagă, vreau să vă spun că lumea și școala a greșit foarte mult și profesorii de istorie și alții care n-au explicat generațiilor că dacă Chinițescu a scris în istoria pentru întregirea României bătălia de la Uitus, prima, a doua și a treia și numai o dată despre bătălia de la Cașin, niciodată cele două bătălii și a treia din 1917 nu puteau să se desfășoare singure. Ele au fost și aici e un factor geografic pe care nimeni nu-l va putea schimba atât cât e Pământul. E și geografic și geostrategic. Aici sunt două, de fapt trei, direcții de importanță strategică și de aceea au fost acțiunile aici. E o direcție cea mai importantă prin trecătoarea Uitus, mai este direcția de pe Valea Trotușului și dincolo de noi în Franța este trecătoarea Tichiriș-Ojdula. Ori populația din această zonă s-a situat între două asemenea direcții strategice care au atras trupele dușmane ce voiau să ajungă în depresiunea Tazlău-Cașin, cu centrul la Onești, să încercuiască ocuparea de forțe, cum am mai vorbit, să scoată țara din război. Vreau să vă spun, eu am mult de istoric, nu vreau să vă țin, că aș putea să vă țin ore și el în legătură cu istoria. Vreau să mai subliniez câteva aspecte. Acești oameni, locuitorii, nu au venit aici de nicăieri. Deci aici
s-au născut și aici au contribuit la formarea comunității. Sunt pomeniți în istorie drept carti, deci urmași ai dacilor și eu o monografie în acest sens, sunt tocmit de cineva chiar de la Cașin, mai de mult, de la Mănăstirea Cașin, și ei sunt aici, în această patră, aici își au rădăcinile. Ei n-au plecat niciodată, au mai venit aici și există urmași ai celor care au venit de peste munți, de pe la Dragoslavele, de pe la Rucă, cum așa cum este și la Șoveja, la Șoveja. Dacă mergeți la Șoveja, vedeți dragosloveni și rucăreni. Au venit, s-au integrat în această comunitate. Comunitatea aceasta a participat la toate marile conflagrații ale României, fără rezerve. Și aș începe de mai târziu, nu mai spun de pe vremea popoarelor migratoare. Aici numai o singură, poate dacă domn profesor aici așa am emoții, pe domn profesor Danilă, că nu mă pricep la literatură, dacă mă uit așa în zona aceasta de sud-vest, parcă mă situez sub o umbrelă, care toate creștere aceste montane dau impresia unei umbrele protectoare, care ne-au protejat și au protejat locuitorii acestor meleaguri împotriva celor care veneau de peste munți și totodată i-au ajutat pe cei care veneau ca popoare migratoare să se retragă în munți, de-aia se spuneau carpi, se duceau în Carpați și organizau anumite ambuscade la nivelul de atunci, determinându-i pe cei care încercau să controlească aceste teritorii să se retragă cu pierderi, într-o manieră rușinoasă, indiferent cum, dar ai noștri au rămas aici demni și au rămas și vor fi pentru vecie. Cetățenii din Mănăstirea Cașin au participat activ la războiul de independență. Și aveți, îl văd pe domnul Jitea și mă bucur că am venit odată la sfințirea monumentului și sunt trecuți toți eroii acolo. Aveți eroi din războiul de independență. 30 și ceva i-am notat aici, dar sunt și acolo la moment. Deci s-au dus, s-au luptat la Plevna, Grivița, Smârtan și unii din ei n-au mai ajuns în acolo. Aveți eroi căzuți în al doilea război balcanic. Sunt mai puțini că n-au fost acțiunile de luptă atât de complexe pe teritoriul Bulgariei. Sunt și ei trecuți pe monument. În primul război mondial, vă dau numai câteva exemple. Pe această vale, în partea dreaptă a Oituzului, între Cașin, între râul Cașin și Oituz, într-o singură zi au murit 1200 de tineri grăniceni din Brigada 1 Grăniceni. 1200 într-o zi. Aici îl felicit încă o dată pe Părintele Protocop și nu ne-am vorbit înainte ca să-l felicit. A amplasat un monument, unii au fost chiar critici atunci și au luat atitudine, la ieșirea din Onești, unde intersecția cu Brașovul și spre Cașin. Și se întrebau de ce l-au pus acolo. Le-am explicat și mi spune că prin Brunzia nu știu pe unde. Păi acolo erau ațintite privirile luptătorilor de pe munți, de la Coșna, de la Cireșoaia, de la Cașin, erau ațintite la acea intersecție, așteptând cu disperare să vină rezervele, să vină ajutoare. Și acolo era locul unde se hotărau destinele. Unii erau îndreptați pe Târgoviște, pe la, de aici, pe la Tuta, și ajungeau acolo, alții la Oituz și alții la Cașin. Ghinionul celor care au fost spre Cașin aici primiși, două regimente, deci au murit 1200. Greșelile au fost ale unor conducători militari. Și o spunem, nu vreau să-i critic prin predecesori, că poate și pe noi o să ne critice alții mai tineri, nu e nicio problemă. Dar au fost niște conflicte între Averescu și comandul brigăzii, Cantacuzino. Am să scriu un document în legătură cu asta, chiar am documente care nu știu dacă mai există pe la altcineva. În urma acestui episod, care a ieșit în evidență atunci, că era normal, Averescu l-a dat în judecată pe comandantul brigăzii de grănice. Și eu am toate învinuirile și toate cu argumentele lui Averescu și toate justificările lui Cantacuzino. Dar nu știu rezultatul procesului, dar din moment ce Cantacuzino a devenit general,
și nu l-au arestat, înseamnă că a avut și el dreptate. În particular, așa, dacă sunt unii care vor să discutăm, putem discuta mult. Nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră. În al doilea război mondial, ați avut o contribuție substanțială. Aveți și acolo pe monument, sunt trecuți toți și în monografie sunt trecuți cei care au căzut. Vreau să mai subliniez doar atât. Că în primul rând, în războiul de independență, comuna Mănăstirea Cașin figurează printre comunele cu cele mai substanțiale ajutoare pentru oștirea română. Și cine vrea să se documenteze, există o carte scoasă de arhivele de la Bacău cu contribuția aceasta. Comuna Mănăstirea Cașin a oferit sume de bani, a oferit alimente, a oferit multe animale, atelaje pentru armata română și multe, multe alte ajutoare. Am vrut asta să subliniez pentru a ne da seama de mărinimia, de generozitatea acestor oameni și de faptul că ei sunt într-adevăr patrioți. Fiindcă această tânără asociație, și așa vreau să închei, eu aș vorbi mult, dar nu vreau să vă plictisesc, fiindcă această tânără asociație are gânduri bune, îi urez și eu și doamna primar, știu că s-a implicat de la început, închei printr-o convorbire a lui Nicolae Iorga, când era asistent universitar și profesorul lui. Nicolae, voluminos, era și atunci și întotdeauna întârzia dimineața. Profesorul de la cancelare, când cobora, îl întâlnea pe Nicolae găfâind, urcând scările. Și într-o dimineață i s-a urât să-i mai spune, iar ai întârziat, îi spune Nicolae, iar ne întâlnim pe scările acestea. Mereu ne întâlnim, Nicolae. Și el răspunde, da, domnule profesor, dar de fiecare dată dumneavoastră coborâți, iar eu urc, domnule profesor, urc mereu. Așa urez și eu asociații și dumneavoastră în tot ceea ce ne prinde. Mulțumim, domnul general. Este o plăcere să vă ascultăm. Mai avem alături de noi pe domnul colonel Remus Macovei, președinte al filialei Constanța, din cadrul Asociației Naționale Culturii Eroilor, pe care îl invităm și știm că mai este însoțit de câteva persoane care ne le prezentați dumneavoastră. Este cam mult. Doi militari, unul după altul, care să vă vorbească despre evenimentele din această zonă. Eu sunt aici datorită unui om minunat din de aici, din Mănăstirea Cașin, Cătălin Dima. În 2015 m-am împrietenit cu el pe Facebook. Văzând preocupările mele, a venit o poză, o poză care m-a uimit la momentul respectiv. Nu exista în arhive, e vorba de 8 supraviețuitori. Din 800 dintr-o diviziune de artilerie, erau 8 supraviețuitori, dintre care unul era bunicul dânsului. Am ținut legătura, anul următor l-am invitat și am participat împreună la Turducaia. Și a rămas plăcut, surprins de ceea ce a văzut acolo. Am ținut legătura în continuare și când am auzit că vrea să facă o subfilială a cultului eroilor la Mănăstirea Cașin, mi-am oferit ajutorul și sunt mândru, să pot să spun că sunt membru de onoare acum al acestei subfiliale. Cred că ar fi un câștig pentru ca în fiecare localitate din România să existe un Cătălin Dima. Unul care să poată să înmagazioneze în el informații despre comunitatea locală, să adune cu perseverență documente despre personalitățile care au influențat dezvoltarea zonei respective și mai ales să le facă publice. Pentru că degeaba ai în arhivele personale și
aceste fapte nu sunt cunoscute. Am mai venit aici pentru că între Constanța și zona aceasta a Franței există o legătură. Sunt mai multe legături legate de primul război mondial. Am vorbit la Turcaia, au fost și militari de aici din zonă. Unii au murit, marea majoritate au plecat în prizoniera, nevinovați, s-au chinuit, îndurând tratamente neomenoase, mult deosebit din partea bulgarilor. Tot din zona aceasta, la Divizia 15, divizia celebră care s-a afirmat aici, apărând Băituzu, comandată de Ieremia Grigorescu, primele fapte care o scot în evidență sunt în Dobrogea, în septembrie, când s-a pierdut frontul pe armamentul Rasova-Covadin. Acolo, împreună cu divizia 1, voluntari sârbi, s-au umplut de glorie. După război, conform promisiunii regelui Ferdinand, trebuia să se acorde pământ celor care au luptat și urmașilor celor care au căzut în front. O parte din locuitorii din Franța n-au mai avut pământ, n-au mai putut fi în proprietării de aici, nu mai exista pământ. Și atunci au fost împroprietăriți în județul Constanța, din comuna lui Scălugă. 41 de familii au mers în Dobrogea și au fost împroprietăriți, au înființat în cinstea înaintașilor lor care mutriseră la Oituz un sat. Satul Oituz. Până în 1941, din aceste familii mai rămăseseră 29. Nu reușiseră să se adapteze. Ulterior, aceste 29 de familii au întemeiat un sat care este o comunitate cu care se mândrește Dobrogea. Este comunitatea, cei care au venit erau Ceangăi. Ceangăi, fiind catolici, s-au apropiat de nemții din Caramuna, din Mihail Gogălicean. Au întocmit familii mixte și, fiind oameni harnici, muncitori, au reușit să creeze această comunitate în care ușile și porțile nu se încuie. În Dobrogea nu mai e altă localitate în care ușile și porțile să nu se încuie. Și este un lucru extraordinar. Și ceea ce este important aici, în această localitate, și ar fi bine să știe și alții de prin Ardea, este o formație de dansuri. Cântece românești, germane și mai deal, cu tradiții ale Ceangăi. Astăzi am trecut prin, și astăzi, ieri am trecut prin diferite locuri istorice. Am rămas uimit și sunt mândru de ceea ce realizați cei care sunteți aici, în această zonă minunată, pentru cinstirea eroilor. Monumentele sunt bine întreținute, monumentele, cimitirele sunt bine întreținute. Surpriza neplăcută pentru mine și pentru colegii noștri a fost la Valea Uzului, unde în mijlocul cimitirului este un singur steag. Este un maghiar în mijlocul României. La 100 de ani, de la marele centenar, păi nu prea e bine. Și domnule general, așa cum în 1916 aveam tare mulți neprietenici, neprieteni, care doreau să ne
atât mai mici și atât mai neînsemnați. Și astăzi nu prea avem prieteni. Și trebuie să avem mare grijă de ceea ce facem și aici este misiunea domnilor și doamnelor parlamentari, a conducătorilor noștri, care trebuie să știe să conducă țara așa cum au condus regele Ferdinand și regina Maria în vremuri cumplite și au trecut cu bine peste toate. Eu am îndoieli că cei care sunt la conducerea României acum vor fi la înălțimea acestor două mari personalități. Și am la dumneavoastră, domnilor parlamentari și domnilor primari și tuturor celor care sunteți prezenți aici, faceți tot ce este posibil și ce depinde de dumneavoastră pentru a asigura un viitor tinerilor noștri. Pentru că ați văzut sondajele și care se fac prin presă, arată că tinerii noștri nu vor să lupte pentru țară. Că n-au ce să apere în țara aceasta. Și e rău de tot. Și e misiunea dumneavoastră să îndreptați această stare de lucru. România, și în primul și în al doilea război mondial, a continuat să existe datorită plugarilor, a oamenilor simpli. Ați văzut ce se întâmplă în Ucraina. România și țările europene sunt pline de 12 milioane de ucrainieni. Dar cei care au fugit sunt oamenii înstăriți. Oamenii obișnuiți, plugare și ceilalți au rămas acolo și sunt masacrați ruși. Aici e marea problemă. Să știm, să învățăm pe tinerii noștri ce au făcut înaintașii, ce facem noi și în mod deosebit să-i pregătim pe ei să ducă mai departe tradițiile românești și să apere aceste locuri extraordinare care uimesc o lume întreagă. Vă mulțumesc, sărbători frumoase și partea organizației de Constanța, eu vă voi acorda tot sprijinul și mai mult decât se poate face, că e bine să ne da, mulțumim, domnul colonel. Părintele Protopop Bărgămanu, care, deși are rădăcini în altă zonă, este mai mănăstrean decât mulți alți mănăstireni noștri. Părinte Protopop, dacă ne puteți spune, doamnă, uite, știu că vă grăbiți. Doamnă primar, prin prezența mea am spus-o, vreau să salut pe toți cei care iubesc mănăstirea Cașa. Eu sunt recunoscător părinților mei care sunt din Moinești, salutăm prezența domnului primar și prin asta tuturor moineștenilor, dar recunosc că nu prea vin la Moinești, pentru că mănăstirea Cașin m-a îmbrățișat și am devenit un copil al acestei comune. Așa am luat eu în suflet gândul acesta să aparțin acestei zone și e adevărat ce spuneți. Ceea ce aș spune este faptul că nu pot să uit de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, că este ocrotitor al nostru și al zonei acesteia. Se spune foarte mult despre regele Ferdinand, este adevărat, dar trebuie să dăm și cezarului cea cezarului. Noi, fără Ștefan cel Mare, nu aveam Moldova care a salvat România. Moldova este inima neamului nostru românesc prin aceste biserici și cum este biserica Betleemului neamului nostru românesc, care este biserica din Borzești. Este o bucurie pentru noi de a fi vrednici, urmași ai voievodului Ștefan cel Mare. Acest mare om al lui Dumnezeu a făcut să aducă în conștiința neamului biserica, mănăstirea, locașul de cult.
Și prin acest lucru a apărut și mănăstirea Cașin. Conjunctura istorică pe care s-a produs la plecarea domnitorului Vasile Lupu a făcut să vină Gheorghe Ștefan Voivod, care a așezat această nestemată a Europei de Est, în zona aceasta, cea mai mare biserică pe care o cunoștea, la 1653, prin arhitectură, se poate vedea că nu a fost zdruncinată de niciun cutremur, prin frumusețe și mai ales prin plaiul acesta mioritic. Pentru că eu câteodată vorbesc mult și poate nu sunt atât de precis în ceea ce spun, aș vrea să vă spun că din partea noastră pentru astăzi s-a pregătit Părintele Silviu Neicu, aș avea foarte multe de adăugat la ceea ce a spus domnul general, doctor Jerica Apostol, și mulțumesc, pentru că prin acest om, prin acest general, noi preoții protocopiatul Onești, am putut să facem în niște conjunturi destul de tulburi, manifestări importante pe această linie a Carpaților. Ne-am înțeles foarte puțin, dar am reușit. Am reușit să arătăm că această vale a făcut România mare. Cheia bolții neamului nostru se află aici, la Oidus, la Mănăstirea Cașin, în paranteză puțin blamată pentru că a fost pro-monarhică, și Valea Trotușului. Peste 80.000 de oameni spun mult. Cuvântul meu atât vreau să spună în această seară. Pe această zonă este bucurie, sunt oameni buni, este hărnicie, iar hărnicia vine de la harul pe care l-a adus Mănăstirea Cașin, care este mama noastră. Este binecuvântare, dar toate acestea se așează pe sânge. Și este sângele eroilor neamului nostru românesc. Din toate secolele și din toate timpurile care pe locul acesta au făcut, ca la Buciumul care l-a adus Ștefan cel Mare, Ferdinand, care a băut apă de la fântâna lui Ferdinand, reparată și de protopopiatul Onești, și preoții care suntem împreună, cooperând cu toate instituțiile, să vă spunem că nu vom uita niciodată jertfa neamului nostru, a mănăstireanului și mai ales a românului. Sunt bucuros că avem în mijlocul nostru preoți vrednici, dumneavoastră ați făcut această manifestare, toți cei care au compus până la urmă la această zi, au făcut să fie o sărbătoare frumoasă. Vă felicităm pe toți care ați venit aici, care ajutați și care sprijiniți astfel de evenimente, că nu este ușor. Vă dorim multă sănătate și dacă eu voi pleca, să știți, în câteva minute, să știți că rămâne Părintele Silviu, dar primim în zona noastră, prin binecuvântarea Părintelui nostru, Arhiepiscop Ioachim, pe preasfințitul Macarie al Europei de Nord, Macarie Drăgoi, care va sluji la noi în zonă, și în sensul acesta noi suntem onorați pentru aceste evenimente care se fac și zilele acestea la Borjeș și se vede într-o frumoasă competiție cu Mănăstirea Cașin, consider că așa va rămâne această dată. Vă doresc multă sănătate. Domnule deputat, vă spunem și noi la mulți ani din partea noastră a tuturor, distinsă doamnă deputat, și mai ales iubiți mănăstireni și iubiți frați în Hristos, pentru că toți suntem frați ai Mănăstirii Cașinului, așa e la mănăstire, toți suntem frați și surori de Mănăstirea Cașin. Să fiți binecuvântați și vă felicităm încă o dată. Vă mulțumim! Voi să vă acordăm o diplomă de excelență, special pentru dumneavoastră. Și fiindcă vă grăbiți, vreau să prezint mai târziu cartea pe care am spus-o despre Mănăstirea Cașin. Dau cuvântul Părintele Neicu. Vă mulțumesc, distinsă domnul primar, inginerul Adrian Neicu, pentru faptul că ne-a schimbat de acasă la acasă, aș putea spune, pentru că acolo unde biserica ne-a trimis să ne facem datoria și considerăm că mai avem în acest sens de lucrat, la catedrala de 3 secole pe acesta din Târgu Ocna,
ne întoarcem acasă, unde am copilărit, am crescut și am fost educați în această oasă de spiritualitate și de istorie, după cum spune și titlul manifestării de astăzi. Salutăm, bineînțeles, prezența Părintelui Protopop, a Preacucernicilor Părinți, a autorităților județene, la nivel central, la nivel local, distinsul prieten și slujitor al țării, indiferent de statusul social, dacă cum este la pensie, general doctor în științe istorice, Vasile Jenica Apostol, bineînțeles cadre didactice și mă bucur să văd din cadrele care, la un moment dat, au contribuit și la educația personală, oameni din antreprenoriaș din zona de business, care fac bine mănăstirii Cașe, și, bineînțeles, nu omit și cadrele universitare, aici, în acest sens, domnule profesor Dănilă, vă rog să fiți mai atent la nuanțe decât la, poate, literatura mai precară, care se datorează emoțiilor inerente. L-am lăsat la urmă cu domnul primar Valentin Vieru de la Moinești, pentru că și eu, ca și părinte Protopop, sunt tributar oarecum zonei Moineștiului. Părintele Protopop i-au dat o familie, un tată și o mamă și frați. Mie mi-a dat o soție și o preoteasă și sunt recunoscător pe această cale și domnului primar, care are de grijă de o altă parte din familia noastră. Domnule general, m-ați învățat că verba vola în scripta amane, cele scrise rămân, și eu mi-am făcut câteva notițe și voi încerca să mai nuanțez, pe măsură ce o să citesc, să interpretez câteva fraze din textul pe care l-am pregătit pentru astăzi. Le-am numit file de cronic, adică de cronică veche. Și dacă s-a făcut trecerea de la istoria sau preistoria aceasta antropomorfă sau zoomorfă, cultivată, bineînțeles, până la zilele noastre, în spiritul etnografic, care este sedimentat în inima mănăstirii Cașinului, și am trecut ca un an peste timp, deja la primul război mondial, ceea ce domnul general, ca și domnul colonel, ne-a atras atenția că ar trebui să rămână o piatră de hotar în istoria acestei comunități. Eu să mă întorc în zona medievistică, deci nu mi-a fost atât de dragă în facultate de istorie, dar este o zonă boemă, o zonă care se bazează pe documente mai greu interpretabile decât cele de arhivă contemporane sau din istoria modernă. Și, făcând în așa temele, încercăm să fiu așa un elev silitor. Nu știu cât am reușit. Am căutat pe vechi unice, zapise și inscrisoace, chiar în legătură cu manifestarea de astăzi și despre împroprietările bisericii, care, trebuie spus, în timpul lui Gheorghe Ștefan sau după exilul lui Gheorghe Ștefan, a devenit cel mai mare proprietar de pământuri în această zonă. Și fac o paranteză. Ceea ce se crede că s-a luat bisericii la 1863 cu secularizarea vilor mănăstirești, mai apoi în 1947, în perioada naționalizării și colectivizării, trebuie dat măcar ca răspuns spiritual și ca și colaborare, dacă nu se mai poate în format fizic sau în natură. Dreptul pe care l-a primit uneori ca și garanție a unor domnii statutare încă din Evul Mediu. Istoria acestui loc, bineînțeles, a spus că este mai mult decât bimilenară și, cu siguranță, referindu-ne la personajul central, Gheorghe Ștefan Voievod, care titorește această biserică, trebuie să afirmăm că vine după o domnie prestigioasă, lui Vasile Lupu, care, pentru o perioadă remarcabilă, în acel secol XVII, în care s-au succedat mai puțin de 49 de domnii, și acum faceți dumneavoastră un calcul ca cât ar însemna fiecare domnie în parte, dacă ne gândim la Sfântul Ștefan cel Mare, care va fi mâine, să spunem, cinstit, el a domnit la 47 de ani, jumătate de secol. Dacă ne referim la Carol I, 48 de ani, dacă nu mă înșel, domnule general, uite că Nevul Mediu, domnul, era mult mai scurt. Și gozele pentru tron, faptul că eram tributar marilor puteri, ne făcea ca această goană după scaunul domnesc să fie mult mai amplă ca în alte perioade. Scena politică de la jumătatea secolului XVII este marcată și de conflicte pentru acest tron, și de uzurpări. Tronul lui Vasile Lupu este uzurpat după aproape 20 de ani de domnie de către Gheorghe Ștefan Voievod, care încearcă un gest de imitație, să spunem. În Evul Mediu, domnitorii nu se bazau ca astăzi în politică doar pe promisiuni, ci pe fapte. Și nu vreau să intru într-o altă, să spunem, discuție. Cu siguranță și astăzi fac fapte. Iar faptele cele mai vizibile pentru domnitori erau titorirea de biserici sau mănăstiri impresionante. De aceea, în Iașul lui Vasile Lupu apar
edificii somptoase, precum Biserica Sfinții Trei Rate la 1639, sau Biserica Golia la 1650, care este un model inspirațional și pentru Gheorghe Ștefan, care va ctitori după 1653 Biserica Voievodală Sfinții Arhanghel sau Sfinții Voievozi, Mănăstirea Cașin. Iașurii Vasile Lucu, până să vină Gheorghe Ștefan sau Moldova de Vasile Lucu la conducere, este și o Moldovă în care crește spiritul occidental. Și aici mă refer la educația precară, care până atunci, de obicei, era pusă pe seama analfabetizării sau neștiințe de carte, pentru că la Biserica Sfinții Trei Rate se va deschide o academie primară, care o numesc Drăbunica Universității Mari de astăzi, Alexandru Ion Cuza, și care va trece prin diverse etape, Academia Mihăileană și așa mai departe, până în 1860. Dar începuturile unui învățământ universitar, după modelul Academiei Chievene, de făcuse tot Vasile Lucu. Tot Vasile Lucu, la 1641, reușise să aducă poate cel mai depresător, care de trei secole și jumătate străjuiește cetatea Iașiului, moaștere cuvioasei Paraschieva, atunci când la 13 iunie 1641 le întâmpina la Galați cu mitropolitul și cu episcopul țării să le aducă în cetatea Iașiului. Tot în timpul său, sinodul de la Iași, de la 1642, sau Cazania lui Varlam, cel mai important dezaur de limbă și continuitate românească, nu doar spirituală, apar și societatea își ridică nivelul. Și vine Gheorghe Ștefan, care încearcă și el să facă același lucru, probabil timp mai puțin, 5 ani, de la 1653 la 1658, faptul că este mai puțin inspirat și faptul că rămâne dual cunoscut în istorie. Am notat câteva epitete cu care este numit Gheorghe Ștefan în istorie, după ce îl face, îl forțează pe Vasile Lupu să renunțe la tron, sprijinit, bineînțeles, de marele ordonator de credite al timpului, așa numit Imperiul Otoman, de acolo se cumpărau domniile cu foarte, foarte mari sume de bani, sprijinit de Imperiul Polonez sau de Regatul Polon, o mare putere în zona estică, din acea perioadă nord-estică, mai cu seamă, sprijinit de contele Gheorghe Rapoții al II-lea, care trimite și un corp de oaste de 15.000 de militari, și sprijinit, bineînțeles, nu în ultimul rând, de dușmanul de moarte al lui Vasile Lucu, Matei Pasărat, domnitorul țării românești. De fapt, bătălia de la Finta, care va avea loc în mai 1653, va fi și sfârșitul lui Vasile Lucu, care nu se mulțumește să alunge prima tentativă de a ajunge domnul Gheorghe Ștefan, ci încearcă să meargă cu astea în Valahia, în țara românească, unde este învins la Finta, lângă Târgoviște, și de acolo exilul și pierderea domniei, a statutului de domn, a verii și închiderea pentru o perioadă, mai întâi la Mănăstirea Buciulești, pitoria tatălui Gheorghe Ștefan, și apoi peregrinită la Constantinopol până la moartea sa. Gheorghe Ștefan a adus argumente solide în faptul că el vine pe tron, faptul că Vasile Lucu, care îi fusese protector, iar logofeția sau gradul boieresc pe care l-avea Gheorghe Ștefan în conducerea Moldovei în timpul lui Vasile Lucu, era un punct foarte și a ochit exact acolo unde știa că poate câștiga sprijin. Mai întâi în sprijin moral sau sentimental, faptul că Vasile Lucu i-a fi necinstit soția, pe doamna Safta, pe care și el o luase de soție așa într-o împrejurare mai ad hoc, mai spontan, răpind-o dintr-un car sau dintr-o serie de care, care se deplasa cu acea suită pe care doamna Safta, ca orice fată, ca orice odrastă de boier o avea, o răpește și o duce în târgul Iașilor și o forțează să-i devină soție. Probabil că în timp s-au și iubit, dar îl găsește pe Vasile Lucu ca un om care a necinstit soția. Și mai mult decât atât, găsește un al doilea argument, faptul că Vasile Lucu a grecizat foarte mult țara Moldovei în timpul său. Bine, acum adevărul era cumva împărțit. Dorința de puterea lui Gheorghe Ștefan era peste necinstirea soției și peste grecizarea țării. De aceea el va ajunge, spuneam, pentru 5 ani, până în martie 1658, domnitor într-o țară. Cum își va fundamenta domnia? Păi gândiți-vă, spuneam că Vasile Lucu avea deja elemente solide, cuvioasa Paraschiva, mănăstiri ridicate, o academie înființată. El va încerca pe un domeniu al tatălui său, aici la Mănăstirea Cașin, pe domeniul de la Cașin, să ridice o biserică, cel puțin la fel de impresionantă ca și Golia, și se spune că ar fi avut primit în dar, alții spun cumpărat cu o mare sumă de bani, la mănăstirea de la Buciulești, lângă Podoleni Neamț, care astăzi mai există doar în format de ruină datorită revărsării apei Bistriței, acum un secol și jumătate, care ar fi avut chiar un deget al lui cuvioasei Paraschieva.
primit de la Constantinopol înainte ca Basilicul să aducă maștele cuvioase de către tatăl său, Dumitru Ceaură. De altfel, acest domeniu este numit domeniul Ceaureștilor. Partea asta, voi Cașinului, până la Bucium, spre Purița, chiar spre Bogdănești și un pic dincolo spre Soveja. În epocă s-a spus că Gheorghe Ștefan a fost o drastă în legătură genetică cu Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, ceea ce nu este adevărat. Probabil doar numele de Gheorghe Ștefan, faptul că și borzeștii ștefanieni intraseră în posesia tatălui său ca și domeniul nobiliar și, de unde nu, poate și faptul că a vrut să-și facă, cum a spune noi astăzi, PR sau publicitate, ca să fie asociat cu nume important în epocă. Mi s-a mai spus și logofătul Trădător și am explicat acest lucru pentru faptul că îl trădase de protectorul Sfântul Vasile Bucur. Mi s-a mai spus și Burduja Vodă, pentru că era destul de solid, grăsuț, așa, și a fost alintat Burduja, adică un om burducănos, un om bine făcut, ca să nu spunem la fel. Și s-a mai spus de către cel mai important biograf al său, Miron Costin, care este dublat de Paul de Alep, secretarul Patriarhului Antiohiei, Patriarhul Macarie, care petrece mai bine de două decenii, atât în Țara Românească, cât și în Moldova, în acea perioadă, și care urmărește și viața acestui domnitor. I s-a mai spus, după Miron Costin, citez, capul întregu, chirea adâncă, cât poți zice că nascu și Moldova oameni. Adică un om important, probabil, pentru timpul său. Un Miron Costin care a fost parte din complotul împotriva lui Vasile Lupu, care îl va ajuta foarte mult în timpul domniei pe Gheorghe Ștefan și care va sfârși, din păcate, decapitat în timpul părintelui Dimitrie Cantemir, Constantin Cantemir, pe la 1691 în Târgul Iașilor, în Târgul Roman, dintr-o altă intrigă politică. Mi-am făcut așa ca o sinteză, ca să ajung și la dreptul de proprietate a bisericii, dar vreau să mai adaug câteva elemente, faptul că atât în politica externă, cât și în politica internă, cât și în viața de familie, cei 5 ani au trecut foarte repede, cu momente de apogeu și momente de declin în viața lui Gheorghe Ștefan. Rămăsese într-adevăr în urma sa o ctitorie care nu avea doar alinura unei biserici, ci și a unei curs domnești bine întărite cu ziduri, a unui palat domnesc, a unei rest de beciuri care se pot vedea și astăzi și a unei prime forme de școală domnească care era întreținută de călugării pe care el i-a numit acolo, închinând biserica după obiceiul epocii, nu Muntă lui Athos, ci Patriarhiei Ierusalim și Bisericii Sfântului Mormânt. Sunt mai puține biserici în Moldova și Țara Românească în acea perioadă închinate Sfântului Mormânt al Ierusalimului decât Muntă lui Athos, dar sunt mănăstiri prestigioase care fac parte într-o salvă de mănăstiri arhicunoscute, printre care și Mănăstirea Cașin. Iar acei călugări, probabil, care cunoșteau carte și erau inspirați nu doar de turcii, puteau pregăti, într-o formă primară, anumiți copii ai sătenilor din această zonă, din această vară. Mai spun că perioada, după 1 martie 1658, a însemnat declinul pentru aproape un deceniu, pentru Gheorghe Ștefan. Imaginați-vă că el va sfârși pe la 1668 la Stettin, lângă Marea Baltică, Polonia de astăzi, și s-a plimbat câteva mii de kilometri din Europa. Este greu astăzi să-ți rezervi un bilet la avion, să faci o croazieră cu vaporul sau chiar să spui bagajele într-o mașină performantă, să călătorești, nu știu, într-un tur al Europei. Poate nu la îndemână al lui. Gândiți-vă cât de greu era la vremea respectivă, nu pentru un om, pentru noi spunem de exil sau alungarea de la tron sau unui domn din evul mediu, ne gândim că în spatele său există o curte întreagă, există familie și copii, există servitori, există tot felul de bijuterii sau lucruri importante pe care le pot lua cu ei, chiar de bani, de sume importante, există o întreagă corvoadă să poți pleca peste potare, dar aminte să mergi câteva mii de kilometri. Nu s-a mulțumit cu acest lucru, aș spera tot timpul că își va relua domnia după ce a fost terminul epocii, masilit, dar ușor masilit, că n-a păsit ca în cazul altor voievozi pe care biserica a făcut și sfinți, și mă refer la Sfântul Constantin Mărgoveanu, să fie decapitat și ucis, a fost mediatizat în cancelarele cele mai importante ale Europei și prin ambasadorii marilor puteri la Constantinopol, la Imperiul Otoman, a încercat permanent să facă presiuni, bineînțeles și pecuniare, financiare, ca să-și câștige sau să-și recâștige dronul. Ajunge chiar și în marile capitale, la Londra, la Paris, la Moscova și la Stockholm, marile puteri ale timpului, pentru a gira oameni precum Ludovic al XIV, regele Soare, un mit al Franței,
Carol I Stuart al Angliei, și nu mai vorbesc de regele Suedii, o putere nordică la acea perioadă, în Evul Mediu. Nu reușește, își pierde de timp și familia. Doamna Stavka se va întoarce la un moment dat în țară și să-mi mențin pe la 1680 că ea încă trăia, deci la aproximativ 12 ani după dispariția soțului, încă se semna prima doamnă a Moldovei și încă folosea sigilul casei regale din timpul lui Gheorghe Ștefan. Bineînțeles, erau amintiri tardive. Gheorghe Ștefan s-a stins la 1668 departe de țară la Stettin și, între mit și realitate, el a fost înmormântat fie acolo unde a dormit în domnul la Stettin, fie va fi fost repatriat trupul și îngropat undeva în lateralul Bisericii Voivodale de la noi, deci la Mănăstirea Cașin. Însă, cred că prima variantă istorică este mai corectă, iar cealaltă este doar una melancolică și care vorbește despre o lume boemă pe care o pierduse ușor Gheorghe Ștefan, dar pe care o servise în 5 ani efervescenți, ca domn pe turnul Moldovei. Doamna Stavka, în trecerea ei spre privilegie, pentru că, trebuie spus, împăratul Leopold la Viena le-a asigurat pentru întreaga familie și întreaga suită, aș putea spune, cazare și loc liniștit până la adânci bătrânețe, însă el nu a avut, a avut mai mult să-și câștige domnia. Doamna Stavka, în privilegia spre Viena, spre centrul Europei, până să ajungă spre Stettin, actitorită încă o biserică, o biserică drăguță, cea mai veche biserică din județul Harghita. Este vorba de Mănăstirea Doamnei, astăzi o bisericuță de lemn, aflată la 2 km de Toplița, pe partea Muglănești. Astăzi un schit foarte frumos, un schit de maici, care între timp a ridicat și o biserică mai frumoasă, impresionant, dar bisericuța de lemn a rămas în amintirea trecerii Doamnei Stavka pe acolo. Spune-se că și-a dorit o biserică la fel de mare ca și Mănăstirea Cașin, a plătit sume mari de bani, dar lucrătorii tocmiți au cheltuit bani și nu au putut ridica decât o mică bisericuță din bârme. Ea s-a supărat și a plecat pe vale, care poartă numele și până astăzi, Pârâul Doamnei sau Valea Doamnei, supărată fiind, a mers pe cursul apei. Bineînțeles că sunt facțiuni de legendă îmbinate cu resturi de adevăr care conduc undeva la un mental istoric potrivit pentru etosul românesc. Personalitatea lui Gheorghe Ștefan, cel care titorește Mănăstirea Cașin ca și biserică, și iar biserica devine nu doar centru spiritual, ci și centru de integrare a unei comunități în timp. Deja vorbim de o comunitate în jurul bisericii de mai bine de 350 de ani, de la 1654-55-157, când se zidește sau se termină de zidit biserica. Personalitatea acestui voievod foarte puternic a fost preluată nu doar de istorie și de mentalul colectiv, ci a fost trecută și în literatură. Astfel avem un roman celebru, Mânia sa, Burduja Vodă, scris de Alexandru Ștefanopol. Mai avem de altfel și amintiri în vechile cronice, în letopisețe, în special partea, spuneam, adusă ca și contribuție de către cronicarul Miron Costin. Dar mai avem și un rest, spuneam, un rest de proprietate al bisericii de la Gheorghe Ștefan. Gheorghe Ștefan voievodă, cer scuze. Gândiți-vă că biserica aceasta a fost întărită ca orice mare biserică voievodală, nu doar cu câteva sute de hectare, ci a fost întărită cu sate, cu ocini, cu curți, cu cursuri de apă, cu prisăci, adică locul în care apicultorii lucrau pentru extracția mierii de albine și așa mai departe. Chiar Miron Costin, exagerând un pic, spune așa: familia Ceaureștilor, din care făcea parte și domnitorul Gheorghe Ștefan, era cea mai bogată familie și neam din aici, de aici, din țară, cu moșii, sate și curți, cum alții n-au avut. Bineînțeles că tot acest expozeu al lui Gheorghe Ștefan, în favoarea domniei sale, a venit și cu această bogăție prin care a întărit biserica sau mănăstirea. Daniile făcute au fost mai târziu întărite și de către alți domni și chiar îmbogățite sau înnobilate. Astfel am găsit câteva mențiuni de la Constantin Cantemir, de la 1693, care recunoaște drepturile de proprietate ale bisericii oferite de Gheorghe Ștefan, deși el trecuse la domnul de două decenii, de la Antioch Cantemir, de la 1705, sau de la Constantin Mavrocordat, de la 1743. În epocă am găsit chiar un proces sau o revendicare a arhimandritului Cosma, care, însoțit de erul mânatului Astaf, îi trimite la 5 august 1741, domnitorului de atunci aflat în funcție Grigore al II-lea Ghica, un memoriu prin care spune că
dealul Popițului, pentru noi astăzi, cei care am copilărit în zona respectivă, dar și pentru toți mănăstirii, dealul Popii, cum este cunoscut, că ar fi aparținut bisericii și că ar fi fost luată între timp, într-o autoritate boierească. Iar domnitorul cercetează foarte atent acest caz și dă câștig de cauză bisericii, care își reia înapoi această parte a dealul Popii sau dealul Popițului, care se hotăra, spune istisocul respectiv, până în apa Curiței. Mai târziu, aproape peste un secol de la domnia lui Gheorghe Ștefan, găsim în Domnul Hristov al lui Antioch Alexandru Ioan Calimachi, de la 17 martie 1797, un așezământ în care domnitorul ia atitudine față de comportamentul sătenilor vis-a-vis de mănăstire și de cum ar fi trebuit susținută mănăstirea în continuare într-o epocă mai delicată. Mi-am făcut câteva puncte schițate. În prim punct spune că locuitorii vor trebui să ajute mănăstirea în bani sau sprijin cu forță de muncă, cotă parte fiecare. Apoi, ca să mănăstirea să fie ajutată, se punea doar asupra mănăstirii monopolul de a vinde vin și carne, sătenii fiind obligați doar ceea ce cultivau sau ceea ce creșteau în grada proprie să consume fără a avea posibilitatea să vândă. Deci dreptul de comerț era al mănăstirii pentru a mai putea adăuga câțiva bănuți în trezorerie ei. Tot acest domnitor ne spune că fășunatul vitelor mari, a vacilor sau oilor de crestele munților, trebuiau făcute pe terenul mănăstirii doar cu acordul mănăstirii, iar în ceea ce privește poienile, în momentul în care mergeau să cosească iarba, sătenii erau obligați ca din 10 căpițe una să o dea mănăstirii ca ajutor. Nu în ultimul rând, pe cursul de apă al Cașinului, o oră de mers în amonte și o oră de mers în aval, spune noi, astăzi poate această distanță între Lupești și Ghioina, cine știe, poate mai mult, poate mai puțin, era destinat exclusiv mănăstirii pentru pescuit, nimeni neavând voie să pescuiască în acest interval, pentru a putea să se bucure de peștele pe care le prindeau și a putea chiar să fie comercializat de către călugării din mănăstiri. Bine, sunt multe de spus, vreau să închei aici și eu mă grăbesc să ajung la Sfântul Voivod Ștefan cel Mare la Borzești. Îi mulțumesc doamnei primar că a înțeles că mănăstirea Cașina are nevoie și de cultură și spiritualitate, de a-și întregi fiii satului, nu neapărat noi, ci poate cei mai venerabili sau cei mai doceni sau cei mai importanți, dar este nevoie și de cultură. Manifestări de acestea sociale nu au nevoie doar de manifestări biologice, ceea ce privește hrana și distracția. Cu siguranță ele vin la timpul potrivit, într-un echilibru, după cum ne învață și părinții bisericii. Atât mai vreau să vă spun ceva poate nostru, dar cu o doză de adevăr, să vedeți cam cum se lucra în epocă. Se spune că în momentul în care a mers să-l părască pe Vasile Lupu Voievod la Constantinopol, tatăl său, Dumitru Ceaur, ar fi cumpărat o sumă mare de bani, un deget al cuvioasei Maicii noastre Paraschevă. Vasile Lupu avea pe cuvioasa întreagă. Gheorghe Ștefan a avut doar un deget la Buciulești. Vasile Lupu a avut Golia și Treierat. Gheorghe Ștefan a avut doar Biserica Sfinților Arhanghel de la Mănăstirea Cașin. Cert este că și unul și celălalt, probabil ca și alți domnitori în acea perioadă, și-au legat numele nu doar de scandalul politice și tabloide, cum am spus noi astăzi, ci și de prostăvirea numelui lui Dumnezeu. Acesta este un lucru important care trebuie ținut minte. Vă mulțumesc! Mulțumim, Părinte Nicu. Avem de la Consiliul Județean doi prieteni care au lucrat într-un ritm destul de alert la cartea noastră. Este prima noastră carte despre Comuna Mănăstirea Cașin, cărora trebuie să le mulțumim. Este vorba de domnul inspector Romulus Dan Buznea, nu vreau să greșesc numele, și domnul Dariu Olivian Constantin, care avem astăzi, pentru prima dată, o carte cu comorile din Mănăstirea Cașin. Vă mulțumim, domnilor! V-ați dat toată silința să ne ajutați ca în această mare zi a noastră să avem o carte a noastră. Domnul Buznea, dacă doriți să ne spuneți două cuvinte, vă invităm. Scuze, vorba versurilor, emoțiile mă copleșesc. Stimatul doamnă primar, stimați invitați, onorat auditoriu,
Avem deosebită plăcere să ne aflăm astăzi aici, atât eu cât și colegul meu, Olivia Darie, în comunitatea Mănăstirenilor, cu ocazia primei ediții a Zilelor Comunii Mănăstirea Cașin, primul simpozion dedicat minoriții căci pe aceste locuri a fost zăvestită cea mai frumoasă barată românească, dar și lansării primei broșuri de promovare a Comunii Mănăstirea Cașin în cadrul proiectului Comorile Județului Bacău, inițiat și derulat de către serviciul nostru, proiect pe care îl lansăm oficial astăzi. Ne dorim astfel să contribuim la dezvoltarea unui turism durabil în județul Bacău, la promovarea tuturor localităților cu potențial turistic ridicat, drept pentru care invităm și alte primării să ni se alăture în acest demers. Mulțumim pe această cale primăriei Comunei Mănăstirea Cașin, partener în acest proiect, deschiderii pe care o manifestă pentru promovarea valorilor culturale și spirituale ale acestui minunat cost de rai, care este Mănăstirea Cașin. Mulțumim sprijinului acordat de colegii din cadrul serviciului nostru, tuturor celor care s-au implicat și se implică în acest proiect și nu ultimul rând, în primăriei Imagination pentru efortul depus la realizarea acestei broșuri, care sper să vă placă și să vă aducă bucurie sufletească. Mulțumim! Mulțumim noi foarte mult pentru efortul pe care l-ați depus să grăbim să iasă și de la tipărire această carte. Invităm pe domnul profesor Danilă Ioan, conferențiar universitar la Facultatea de Vasile Alexandru din Bacău. Și mulțumim pentru prezența sa alături de noi. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să fiu foarte concis și sper să reușesc. Spuneam dimineață doamnei primar că mi-am făcut temele pentru astăzi și vă rog să priviți că am scris o pagină și ceva, iată, așa, despre Mănăstirea Cașin. Am folosit surse din toate direcțiile, adică în primul rând, să zicem, Enciclopedia Județului Bacău, apoi Îndrumătorul Arhivistic Bacău despre școlile din Comuna Mănăstirea Cașin, apoi Enciclopedia Bacăul Literar, Enciclopedia Bibliotecii Județene și așa mai departe. Problema este următoarea, nu vă citesc, Doamne ferește, dar vreau să vă spun că am sentimentul în clipa de față, doamnă primar, că sunt locuitor al acestei așezări. Știu aproape totul despre Mănăstirea Cașin. Aproape totul. Ca să vă dovedesc că... Vă dovedesc că, de exemplu, părintele de Adineau, un enciclopedist, să-i spunem, a vorbit extraordinar de corect. Am aici datele, anii sunt exact aceiași pe care i-a rostit. Ați văzut că nu i-a citit, i-a știut anii. Apoi, nu știu dacă a fost eu atent, la un moment dat, cred că a vorbit, n-am fost eu poate atent, asupra unui detaliu, și anume că Mănăstirea Cașin a fost în anii 1600 până în 1863, până la legea secularizării abetelor mănăstirești, a fost metoh al Patriarhiei de la Ierusalim. Asta am găsit în sursele de care vorbesc. Dar, dacă tot m-am lăudat că știu tot, vreau să vă spun că nu am auzit acum, dar vom auzi în următoarele ediții, despre personalitățile locului și aș vrea să-l numim în primul rând pe profesorul Gheorghe I. Simion, sigur că este cunoscut numele, nu Mănăstirenii, dar mă aprobă sala, așa, deci profesorul Gheorghe Simion, care a realizat și o monografie a localității și ar trebui, doamnă primar, să vă gândiți deja la centenar. În 1924 s-a născut, repet, 1924, așadar peste 2 ani veți avea centenarul, și m-am bucurat că am văzut așa din goana mașinii, am văzut că o stradă îi poartă numele, strada Gheorghe I. Simion, poate îl tăiați pe ei de după ghe de acolo, că nu se pune, dar mă rog ca să se rezolvă ușor. Și nici apropiere nu se termină în vocală, asta e ideea. Da. Bun. Da, trebuie, atât că trebuie să-mi spun lucrul ăsta, de asta nu mai știu unde am rămas. Glumesc.
respectat, pentru că tot părintele m-a provocat să fiu atent la nuanțe. Stând aici, am văzut și scrisul de la acel banner de acolo, Festivalul Județean de Etnografie și Folclor. E de bine ce spun, nu de foarte bine, dar de bine, da. Pentru că se vede foarte limpede că există grijă pentru semnele diacritice. Adică se vede clar că este alt font pentru litera Ț, alt font pentru litera Ș, numai pentru a respecta dreptul semnului diacritic. Dreptul semnului diacritic. În manualele de, în clasa a 5-a ediție a 2022, există pagini întregi despre importanța semnelor diacritice. Suntem singura limbă care avem, poate nu chiar zic, dar oricum e mai important acest aspect la limba română. Și acolo este o propoziție care sună așa, eu sunt roman, o afirmație care a provocat râsul și, evident, critica celor din jur, pentru că nimeni nu mai este roman. Suntem români. Da, eu sunt român. Dar el a scris roman că i-a fost lene să pună circumflexul. Așadar, personalitățile, Gheorghe Simion spuneam, v-aș vrea să-l pomeniți neapărat pe Ioan Misir, cel care a scris romanul Fata Moartă, cu acțiune petrecută aici, am văzut adineori aici, Valea Buciașului și Piscul Raței. Deci, nu există așa ceva, am văzut că în roman, da, tot pe aici. Deci știu tot, aproape tot, nu tot, aproape tot. Așa. Și, deci, spuneam de Ioan Misir, mai ar trebui să mai spunem un detaliu cu această închei. Doamnei directoare, nu o să se supere că nu o să-i spun doamnă director, cum spune 99% din populația României. Deci este doamnă directoare, da? Deci doamna directoare a școlii din Mănăstirea Cașin a primit o temă de la mine ca la 29 septembrie 2022 să marcheze 100 de ani de când s-a început reconstrucția școlii din Mănăstirea Cașin. Am găsit aici. Mă credeți? Am găsit aici. Așa, am notat aici. Așadar, la 1920, școala din Mănăstirea Cașin a fost victima unui incendiu. O locomotivă de cale îngustă, care trecea pe lângă școală, a produs acel incendiu. Au ars ambele clădiri ale școlii și alte clădiri, alte gospodării, dar în 1922, revizoratul școlar Bacău a dat în judecată societatea comercială Union. Da, Union. A dat-o în judecată și i-a cerut să suporte cheltuielile pentru a reclădi școala. Ei bine, a câștigat revizoratul școlar actual, inspectorat școlar, a câștigat. Încă la 29 septembrie, repet, doamna directoare, da? Mai este pe aici? Poate că este. Doamna directoare, sunteți? Da, gata. Am cu cine vorbim aici. Așa, da. La 29 septembrie, da? 2022, mă întorc în urmă cu 100 de ani și deci 1922, a venit aici însuși ministrul instrucțiunii publice ca să asiste la primul, eu știu ce lucru s-o fi petrecut atunci, care a marcat începerea reconstrucției școlii de aici. Vă felicit și cred că așa trebuie să arate zilele unei comune, cu partea aceasta de istorie, de cunoaștere, să ne cunoaștem, să știm cine suntem și avem atâtea să ne spunem și atâtea lucruri necunoscute, atâtea comori, apropo de titlul cărții de astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumim noi, domnul profesor. Să știți că avem foarte multă istorie. Avem foarte multe lucruri de spus. E clar că ne-ar mai trebui încă multe zile. Dar ăsta este începutul și vă garantez că vor mai fi și alte evenimente și veți afla mult mai multe lucruri despre noi, Mănăstirea Cașin, cei care, bineînțeles, nu le cunosc. Dar noi, mănăstirenii, suntem niște oameni care ne căutăm cumva rădăcinile și zic eu că suntem niște oameni deștepți
Și chiar ne place să credem că vrem să știm că totuși noi, Mănăstirea Cașin, avem ce să spunem la multă lume. Invit pe doamna profesoară, doamna directoare Iordache Felicia, doamna directoare de la Școala Generală cu numele Regina Maria. Cum altfel putea să se numească? Da. Bună ziua tuturor! Onorată asistență, înainte de a-mi duce la îndeplinire sarcina pe care o am eu astăzi, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc din suflet colegilor mele, cadre didactice la Școala Gimnazială Regina Maria. Deci colegilor mele, spuneam, care sunt prezente și prezenți colegilor mei aici în sală, într-un număr considerabil. De asemenea, permiteți-mi să le mulțumesc pentru implicarea în organizarea acestui simpozion. Și vreau să precizez că expoziția pe care dumneavoastră o vedeți aici este organizată de școala noastră. Toate aceste obiecte aparțin școlii, excepție făcând câteva tablouri de pe ultima masă. Precizez că această expoziție a fost organizată și în școala noastră prin participarea tuturor cadrelor didactice îndrumate de doamna noastră colegă, profesoară, consilier educativ Moraru Alisa, căreia îi mulțumim foarte mult și celorlalte cadre didactice. De asemenea, mulțumesc și în mod special doamnei preotesei, pentru că este colega noastră și este cea care se ocupă, alături de domnul Blanaru, de ansamblu folcloric Mugurașii Mănăstireni. De ce spun aceste lucruri? Sunt niște lucruri cu care ne mândrim și cred că la un astfel de eveniment, eu am considerat că trebuie să-l punctăm puțin. Și acum să mă întorc la sarcina pe care o am eu astăzi. După cum v-am spus, școala noastră poartă numele Regina Maria. Voi încerca astăzi să argumentez de ce am ales acest nume pentru școala noastră. Vreau să spun că toate materialele pe care le voi prezenta sunt pur culese, n-am îndrăznit să intervin asupra lor, n-am îndrăznit să fac interpretări, pentru că nu mă consider atât de informată încât să fac vreo interpretare. Prin urmare, vă voi prezenta argumentul nostru de ce școala se numește Regina Maria. Deci, iată, în cadrul acestui eveniment, Ziua Comunei Mănăstirea Cașin, în cadrul simpozionului, pe un picior de plai, pe o gură de rai. Este denumirea școlii noastre, Școala Gimnazială Regina Maria, Mănăstirea Cașin. De ce Regina Maria? Se spune că balada Miorița a izvorât din sufletul întristat al creștinului peregrin în căutarea mântuirii pe un colț de rai, în lumea împănată de tradiția Băicașinului, acolo unde, după mii de ani de istorie, un român avea să ajungă pentru a consemna în legendă, prin cuvinte simple și tainice, destinul unui popor. Pentru trecătorul aflat în vizită pentru prima oară pe aceste meleaguri, aflate la marginea de apus a județului Bacău, gândul nu poate fi decât unul. Nimic din ceea ce este frumos nu este străin acestor locuri. Un călător mai mistic ar putea spune că în peregrinările sale pe pământ, Bunul Dumnezeu, prin suflare divină, a creat, spre mângâierea unor oameni din Moldova, un ținut al lor, Valea Cașinului. Prin pasul Cașin se poate ajunge ușor în Transilvania. Pe aici au trecut de-a lungul secolelor căruțași interesați să-și desfacă produsele,
dincolo de munții Vrancei. Aici a fost granița cu țara de dincolo de păduri, când aceasta era stăpânită de Imperiul Austro-Ungar. Și, tot pe aici, s-a aflat și linia frontului din Primul Război Mondial. Aici, colo, pe marginea drumului, mai străjuiesc năpădite de burieni, cazemate ridicate de armata română, în vremurile când ținea piept trupelor germane. Regina Maria a devenit o regină populară, cunoscută de toată lumea din această zonă. Oamenii o considerau ocrotitoarea acestor frumoase meleaguri, deoarece deseori îi proteja și îi îngrijea pe răniții de pe front și din spitalele de război. La sfârșitul războiului, regele Ferdinand și regina Maria nu au uitat mănăstirea Cașin. Se spune că în fiecare noapte de înviere veneau aici însoțiți de general Averescu și istoricul Nicolae Iorga. Asistau la slujba religioasă, depuneau lumânări pentru cei morți și plecau spre Oituz. În semn de respect, creștinii ar fi făcut o strană regală destinată reginei. Regina Maria a petrecut luni întregi pe forontul din Cașin, a îngrijit răni, a pansat suflete și, cel mai important, a sădit iubirea de patrie în inimi de viteji. Iată imagini. Personalitatea reginei Maria, dragostea de care i-a s-a bucurat, a determinat ca mereu să fie cercetată la mănunt perioada acelor ani covârșitori pentru poporul român. O pildă vie pentru locuitorii frumoaselor plaiuri trotușene este și mărturia reginei Maria despre una din vizitele sale pe aceste locuri, fiecare clipă fiind încărcată de trăirile profunde ale unui suflet cu o mare dragoste de țară. Așa cum spune, la ora 8 ne-am dus la Biserica din Onești pentru slujba din Vinerea Mare. A fost impresionantă, simplă, cu nesfârșite și repetate cântări. Și tot timpul m-am gândit la Paștele din 1918, când, cu inima plină de tristețe și cumplită ură față de cei care distrugeau țara, am venit aici cu micile mele lumânări aprinse, jurând să mă întorc la un alt Paște, dacă țara mea va fi eliberată. Acum România Mare e o realitate și eu am revenit îndeplinindu-mi jurământul secret. Pe cer, mii și mii de stele și toate păreau prietenoase și parcă mă încurajau pe drumul ales. La Coțofănești a trebuit să oprim la fiecare casă și să facem câte o vizită. Toți au ieșit în grabă, bătrâni și tineri, bărbați și femei, care m-au salutat cu bucurie și unul câte unul m-au dus în casele lor. Marile pregătiri de Paște erau în desfășurare. Cozonace se plămădeau, ouăle se vopseau și casele se văruiau. În fiecare căsuță se născuseră copii, potrivit bunului obicei românesc. După aceea, o bună și lungă odihnă până la 11:30, am plecat la mănăstirea Cașin pentru înviere. A fost unul din cele mai frumoase evenimente pe care le-am trăit vreodată. A fost întâmpinată de sute de țărani, cu lumânări aprinse în mâini și am urcat în procesiune până la mănăstire, urmați de toate aceste lumini. Cântările erau total nereușite, dar ceremonia a fost atât de pitorească. Nu erau decât soldați și țărani, nici o notă discordantă. Pentru că eram în costum național, nu am făcut nici eu notă discordantă. Am plecat în procesiune, urmată de sute de lumini. M-am dus la soldați și am ciocnit-o cu ei. Apoi m-am întors la tren. Iată aici, regina Maria, sub turnul din clopotniță al bisericii, Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, mănăstirea Cașin. Regina Maria a mai fost odată la Onești, la 11 aprilie 1920, paginile de jurnal fiind mărturie a acestui lucru. La Onești a fost foarte cald, liniștea neobișnuită și tic natur curată au fost binevenite.
La 3 m-am dus să văd un mare cimitir militar care se afla între sat și mănăstirea Cașin. O scurtă slujbă religioasă cu toți țăranii, după care m-am întors în satul Cașin, la Casa Națională, pentru o distribuire de lucruri țăranilor. A urmat o reprezentație de teatru oferită chiar de țărani, ce s-a terminat cu o horă mare. Înapoi la Unești a fost o altă horă mare, la casa lui Niclescu, unde se afla marele meu spital, Regina Maria. Pasiunea pentru frumos a Reginei Maria, strănecoata Reginei Victoria Angliei și nepoata țarului Alexandru al II-lea al Rusiei, era împărtășită de aceasta în rânduri copleșitor de emoționante. De la vârsta de 5 ani, eram o adevărată fiică a Evei, în iubirea mea pentru haine frumoase. De altfel, frumusețea sub orice formă trezea în mine o dragoste înflăcărată, chiar păgână. Dar ce e frumusețea? În ce constă ea de fapt? În linie, trăsătură, expresie, culoare? În toate acestea, fără îndoială. Dar adesea o femeie perfectă, precum o statuie clasică, nu are nici farmec și nici succes. Orice întruchipare a frumosului, fie o femeie, fie o floare, o casă, un cal, fie o minunată priveliște, a naturii sau o zugrăveală, de câte ori s-a apropiat de mine frumusețea, am simțit că era un har dăruit de Dumnezeu. Un dar pe care, cu tot din adinsul, îl ursise ca să mi-l însușesc, cel puțin cu ochii, dacă nu și cu mâinile. O muzică minunată sau de plină împărtășire a frumuseții naturii mă făceau să mă apropii mai mult de Dumnezeu. O priveliște măreață, adâncă tăcerea podului, o grămadă plină de flori, ostrori și de apus de soare, dezlănțuirea unei furtuni pe mare ne însufla o mai limpede pricepere celor veșnice decât orice ceremonie bisericească. Mi-a trezit întotdeauna în viață mult interes ceea ce este frumos sau ciudat, sau trist sau comic. Totul este o plăcere pentru ochi, deșteaptă luarea minte sau atinge inima. Dar ceva din darul copilăriei de a sluși vedenii, de a desluși vedenii în alte vedenii, adâncimi în alte adâncimi, taine și închipuiri în zilnica realitate, a rămas în mine în toată calea vieții. Este o binecuvântată însușirea în frumusețea orice, de a face mai mult lumină decât umbră. Asta e atitudinea optimistă, neînțeleasă într-un câmpa pentru pesimiști. Cu toate că fac parte din acei ce văd realitatea cu ochi limpezi, totuși, deslușesc în orice lucru o frumusețe latentă în locul întunecimii în care par a se desfăta oamenii de azi. De asemenea, testamentul Reginei Maria se constituie într-un sincer și emoționant mesaj adresat poporului român care a adoptat-o pe principesa venită din străinătate, cea care și-a adus contribuția și la înfăptuirea României mari alături de soțul ei, regele Ferdinand. Aveam plinit în 17 ani când am venit la tine. Eram tânără și neștiutoare, însă foarte mândră de țara mea de baștină și am îmbrățișat o nouă naționalitate. M-am străduit să devin o bună româncă, scrie regina în testamentul său. La început n-a fost ușor. Eram străină într-o țară străină, singură între străini. Dar greu este calea pe care o principesă străină trebuie să o parcurgă ca să devină una cu noua țară în care a fost chemată. Am devenit a voastră prin bucurie și durere. Și prin durere, privind înapoi, e greu de spus ce a fost mai mare, bucuria ori durerea. Cred că bucuria a fost mai mare, dar mai lungă a fost durerea. Nimeni nu e judecat pe drept când trăiește, abia după moarte este pomenit sau dat uitării. Poate de mine vă veți aminti, deoarece v-am iubit cu toată puterea inimii mele, și dragostea mea a fost puternică, plină de avânt. Mai târziu, a devenit răbdătoare, foarte răbdătoare. Am credința că v-am priceput. N-am judecat, am iubit.
Regina Maria a mai transmis românilor și fiilor ei și îndemnuri la iubire și unitate, precum și rugăminți pentru iertare. Iert pe cei care m-au făcut să sufăr, mai scrie Regina, rog pe cei cărora involuntar le-aș fi greșit să mă ierte, căci nu am voit să fac rău nimănui. Și cum să-i aducem un prinos de amintire și recunoștință imaginii nepieritoare a Reginei Maria, mai cu suflet, mai cu iubire, mai cu recunoștință, decât numind școala noastră, școala gimnazială Regina Maria. Cu speranța că vom reuși să picurăm în sufletele elevilor noștri, măcar puțin din toată frumusețea, pasiunea, înțelepciunea pe care a avut-o această mare personalitate a istoriei noastre, și anume Regina Maria. Vă mulțumesc! Și pentru ca să vă demonstrăm că ne ținem de cuvânt, că încercăm să le insuflăm elevilor toată frumusețea, adică toată, un pic măcar din frumusețea acestei mari personalități, le rog pe colegele mele să prezinte niște proiecte pe care noi le-am desfășurat și care sunt în curs de desfășurare și în care veți vedea preocuparea noastră pentru ceea ce am precizat mai înainte. Bună ziua! Sunt preotesa Diana, profesor la Școala Gimnazială Regina Maria Mănăstrea Cașin. Și așa cum a spus și doamna directoare, astăzi voi prezenta un proiect pe care noi l-am implementat în acest an, mai precis în luna mai. Este vorba despre un proiect numit The Service Learning, pe care l-am derulat în urma participării la un curs propus de Fundația Noi Orizonturi, în colaborare cu o altă fundație, un alt ONG, Clubul Meserilor Rurale. De ce un astfel de proiect? Pentru că acest proiect se bazează pe legătura dintre școală și comunitate. Este un proiect la care s-au implicat toate cadrele didactice din școală, mai precis 14 colege ale mele. Uite, unde e asta? Și la care au participat aproximativ 100 de elevi și mai multe zeci de locuitori ai comunei, bineînțeles, cei 100 de elevi nu au participat totodată la activitățile pe care noi le-am desfășurat, ci pe rând. Proiectele acestea, susținute de către Fundația Noi Orizonturi, prin sprijinirea școlilor în mediul rural și au dreptul obiectiv promovarea și susținerea resurselor locale, culturale și istorice. Temele pot fi variate, de la curatori de simbol rurale, gastronomie, pe teme istorice. Da, se pare că se rezolvă. Primul proiect de aici... Da. O să încerc o scurtă prezentare. Școala Regina Maria, școală în folosul comunității. Exemple de bune practici. O comunitate evoluează dacă toți membrii acționează având un scop comun. Menirea unei comunități este aceea de a susține și transmite mai departe valorile sale culturale, istorice, umane. Școala, ca reprezentant cu impact în comunitate, are datoria morală de a-și educa elevii în spiritul respectului și a responsabilității față de ceea ce reprezintă propria comunitate. Modalitățile prin care se pot transmite aceste valori sunt variate, puterea exemplului personal fiind uimitoare. Pe de altă parte,
Tot ceea ce școala transmite propriul elev trebuie adaptat timpului în care trăim, folosirea mijloacelor moderne fiind una dintre soluții. Prezentăm azi câteva exemple de bune practici prin care școala noastră reușește să valorifice cu succes valorile, resursele locale, prin implicarea tuturor cadrelor didactice în școală, a elevilor, părinților. Acestora, membri ai comunității în care trăim. Sprijiniți încă de anul trecut de către Fundația Noi Orizonturi, școala a primit sponsorizare pentru derularea 3 proiecte, toate desfășurate, evident, în folosul comunității. Sumele nu sunt mari, 1600, 2000 RON, însă cu o bună și eficientă organizare, am reușit să ne procurăm toate materialele necesare desfășurării cu succes a proiectelor. De anul acesta, suntem incluși într-un program denumit Sugestiv Clubul Meserilor Rurale, un program care sprijină activitățile școlilor din mediul rural, desfășurate în folosul comunității. Un prim proiect, Plante, Oameni și Povești Vindecătoare, este de fapt primul proiect cu care am pornit la drum și poate fi adaptat oricărei comunități interesate din țară, care a vizat valorificarea plantelor vindecătoare din zona noastră. Astfel, copiii au învățat să realizeze paturi de uscare ale plantelor medicinale, să recunoască plantele medicinale, să le usuce, să le colecteze, să le usuce corect, să le ambaleze corespunzător în mod atractiv, iar la final să comercializeze toate produsele realizate, dezvoltând astfel abilități de posibil viitor antreprenor. Doar că de data aceasta, banii strânși au fost donați unei fetițe cu grave probleme medicale, ceea ce a dus un plus de valoare proiectului nostru. Copiii, adulți, învățând să dăruiască cu drag, fără a aștepta ceva în schimb. Suma strânsă s-a ridicat la 6.306 RON. Elevii noștri învață să promoveze obiectivele turistice locale. În toate există un început. Poate fi și început unei viitoare meserii de succes. Un prim obiectiv a fost de creat o reclamă pentru Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel. S-au creat reclame, s-au popularizat pe canale media cunoscute. O altă activitate a fost cea intitulată Sugestiv, poze vechi în format digital. De departe, a fost activitatea cu cel mai mare impact la nivelul comunității mediul online. S-a realizat o colecție de fotografii vechi de aproximativ 300 de exemplare, primite atât de la copii, cât și de la adulții din sală. Expoziția noastră online are deschis cutii cu amintiri. Unii au zâmbit, alții au plâns după persoane dragi, s-au creat grupe online, cu foști colegi de clasă, au fost persoane care au spus: acum am motiv să deschid internetul. Aștept cu nerăbdare fiecare postare nouă. Un alt proiect drag nostru și care, drag nouă și care are legătură cu numele școlii, se intitulează Pe Umerele Reginei Maria. Este unul dintre cele mai recente proiecte și a vizat de data aceasta valorificarea resurselor istorice locale legate de prezența Reginei Maria și de desfășurarea primului război mondial în comuna noastră. Proiectul a adus ca element de noutate prezența codurilor QR atât în obiectele promoționale realizate de către copii, cât și în redescoperirea obiectivelor istorice din comună, printr-o vânătoare de comori pe bază de codul QR. Vânătoarea a avut și o serie de activități premergătoare prin care s-au urmărit dezvoltarea la elevi a unor abilități de mânuire a mijloacelor tehnologice, de creare de obiecte promoționale, de antreprenoriat, de decorarea spațiului școlar, cu mai bună cunoaștere a istoriei locale, în vederea promovării acestea de la nivel local cât și zonal. Pentru că numele Reginei Maria este legat de primul război mondial, în noul context creat de criza din Ucraina, am vorbit și despre război, despre pace, am citit, recomandat cărți despre pace, am realizat afișe, postere, ca un manifest pentru pace. Altă activitate, expoziție dedicată Reginei Maria pe holul principal al școlii. Elevii au contribuit la decorarea spațiului școlar, realizarea expoziției permanente de pe holul școlii noastre. O altă expoziție, primul război mondial la Mănăstirea Cașin,
Imaginea de selecționată a fost îngrămată de către copii. Această expoziție inedită o puteți vedea astăzi în cadrul simpozionului. Reconstituirea vizitei Reginei Maria la Mănăstirea Cașii. Există date care duc la aprilie 1917 și la vizita Reginei Maria la Mănăstirea Cașin, cu ocazia inaugurării primului spital Reginea Maria din Moldova la Onești. Sunt date controversate, de este sau nu este așa, important este că imaginile sunt reale, iar Regina Maria a fost într-adevăr în curtea vechii Mănăstirea Cașinului. Am încercat și noi o reconstituire a evenimentului de atunci. Regina Maria și sentență turnul Globonița al vechii Mănăstirea Cașinului. O altă imagine nouă, elevi și cadre didactice, părinți sub aceeași globoniță a vechii Mănăstirea Cașinului. O altă activitate, în cadrul târgului organizat de către echipa de primar, copiii au realizat magnezi și prelocuri ca și suvenire cu obiective din comuna noastră, pe care le-au expus și vândut la târg. Susținând stimularea interesului pentru lectură la copii, am realizat și noi o zonă de lectură, cu volume despre pace în cadrul târgului, organizat într-un alt proiect, cum am spus anterior, al elevilor de primar. Ultima activitate, cea finală, o vânătoare de comori istorice. Poate fi o hartă pentru cei interesați în a descoperi obiective locale. Biserica Sfântul Arhanghel Mihail și Gabriel, locul în care a existat și o strană regală, dedicată Reginei Maria. Astăzi, această strană se află în Muzeul Bisericii din Globorniță. Turnul Globorniță, turnul sub care Regina Maria a fost întâmpinată cu flori de cireș și în calea cărei a fost așezată cetină de brad. Zidul veche Mănăstirea Cașinului, în primul război mondial, soldat și general. Astăzi, ele dorindu-și pace. Cimitirul erorilor căzut pe aceste locuri în primul război mondial. An la rând, Regina venea aici împreună cu istoricul Nicolae Iorga și cu generalul Averescu pe toate punul mânare la mormintele eroilor. Astăzi, o reconstituire a celor momente. Monumentul eroilor din curtea Bisericii Sfântul Simeon, nou teolog. Un alt monument istoric este monumentul eroilor ridicat cu sprijinul familiei Cita. Iar ultimul din lista vânătorii noastre de comori a fost monumentul eroilor ridicat în rampă la cor. În toate aceste proiecte rămân informațiile, deprindere nou formate și sperăm noi dragostea și interesul pentru susținerea dezinteresată a comunității din care facem parte. Oamenii buni pot schimba lumea în bine. Mulțumesc! Multe lucruri de spus. Invit pe președintele Proba Sarabia, deoarece noi mâine așteptăm comuna înfrățită cu Mănăstirea Cașin din Republica Moldova. Din păcate, n-au reușit să fie în seara asta aici alături de noi. Este vorba de comuna Parcova din Raionul Iendineț. Vor ajunge un număr de 33 de persoane la sărbătoarea noastră. Aș vrea să ne spună domnul Rusanovski, Constantin Rusanovski, câteva cuvinte. Dânsul este pătruns de ideea asta de uniune și de a frații noștri de peste Prut. Vă rugăm mai scurt, că lumea așa pierdută. Da, 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 am văzut, am aflat. Încântat de ce am văzut, de ce am ascultat, istorie, lecție extraordinară. Lume multă, lume bună de aici, dar sunt supărat totuși. Dumneavoastră vă numiți mănăstire. Eu cum să mă numesc? Tot mănăstirea care nu sunt de aici. Eu am de avea 20 de ani de când sunt locuitor al Comunii Mănăstirea Cașin. Este 20 de ani. Și vreo 50 de când slujesc, am construit socialismul la termocentrală din Borzești cu 35 de ani. Și când am ieșit la pensie,
de când am ieșit la pensie sunt mănăstirean. Deci m-ați adoptat. Vă mulțumesc că, de fapt, prin naștere sunt basarabean. M-am rătăcit aici de atunci de când au început aceleași evenimente care se produc astăzi în Ucraina. Familia mea le-a trăit din plin, dar să lăsăm istoria, să scrie alții. Cei care am trăit-o, am simțit-o pe plin. Dar o bucurie mare ce am astăzi este faptul că ziua sau zilele comunii, mănăstirea Cașmă, în care și eu cu Andrei locuiesc, este pe data de 4 iulie. Așa, doamnă? Ei, țin să vă spun, dragii mei, că 4 iulie, ce pentru subsemnatul este mare sărbătoare. Împlinește 69 de ani, luni. Interesant că atunci când am plinit 70 de ani, tot la Rutești eram, și aceeași musafiri care i-a ales, doamnă primar, mâine aici la Mănăstirea Cașin, mi-au fost și mie atunci musafiri și mi-au cântat și mi-au dansat în curte, au dat spectacol și n-au vrut să intre în curte până n-au fost îmbrăcați în costum național. Impresionant și pentru mine este de neuitat. De altfel, în această carte mi-am permis să spun câteva cuvinte despre acest lucru. Nu pot să uit în această carte, am o poză și două poze și cu domnul general Petru. Am participat la dezvelirea sau sfințirea a două cimitire în Basarabia, la Nisiporeni și la Călăraș. Oamenii dumneavoastră ați avut un cuvânt fulminant, de altfel ca așa astăzi. Eu v-am ascultat de foarte multe ori, ne-am întâlnit cu multe ocazii. Dar despre Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, ce pot să vă spun? Ea a apărut pentru că dumneavoastră cred că știți majoritatea că în Basarabia, începând cu 1941, eliberatorii noștri de profesie, știți care sunt, au vin de la Moscova, e de obicei, nu din altă parte, au pornit ceea ce au pornit și astăzi în Ucraina și au ocupat, au eliberat această Basarabia, această bucățică de Românie, au eliberat-o până au nenorocit-o. Au făcut din ea Moldova, Republica Moldova, întâi a fost Republica Socialistă Sovietică Moldovenească. Acum se cheamă Republica Moldova, iar populația, poporul, pardon, da, populația e corect, sunt mai mulți acolo, toate națiile, se numește, are cetățenie moldovenească și vorbește limba moldovenească. Asta a vrut Asociația Culturală Pro Basarabia să contrazică. Adică de-a lungul timpului, când ființează și funcționează această asociație, am vrut acolo prin acțiunile pe care le-am putut funcție depozitățile materiale ale fiecăruia, pentru că țin să spun că autoritățile române n-au înțeles să ne considere și pe noi această asociație de interes public și să primim și pe orice subvenții. Toate acțiunile care le-am făcut, începând cu filialele din țară și filiala de la Onești și filiala de la București, toate pe buzunarul, pe posibilitățile noastre. Și această asociație atât a dorit, și nu mă lungesc, să ducă înapoi în Basarabia românismul și să sufle praful de pe acest pământ care a acoperit conștiința națională. Am vrut să o trezească. Țin să spun cu rușine și cu jenă, în mare parte nu am reușit, pentru că a fost mai puternică propaganda și politica sovietică de deznațional rusească de 1812 și până în zilele de astăzi, care au trudit din greu să deznaționalizeze acest loc și să nu mai fie români acolo. Deși eu consider român. Și dați-mi voie ca din această carte pe care mi-am permis să o scriu despre satul oamenii și copii. Nu e mult, nu vă citesc, nu ți-o ședință. Iubirea de neam și cunoașterea istoriei acestuia sunt o datorie sfântă și un drept al ființei umane, similar cu cel de a-ți iubi familia și valorile ei. Eu sunt român dezrădăcinat,
din locurile în care m-am născut, pe malul Ciugurului, la Ruseni, pe atunci de Soroga, astăzi raionul Iedineț. Iar dreptul meu de a mă manifesta ca apartenent la acest popor, despărțit de granițe vremelnice, nu mi-l poate lua nimeni. Nu sunt cu siguranță nici cel mai... Nu sunt cu siguranță nici cel care simte cel mai mult românește și nici un campion al promovării valorilor românești. Dar am încercat să-mi fac datoria de onoare de a fi român, de a contribui cu puținul ființei mele, pentru ca bunicii și părinții mei și ai multora dintre dumneavoastră să se bucure de acolo, de unde sunt, de faptul că simbolele românismului nu au fost șterse definitiv din locurile prin care și-au purtat pașii marcați de cetea sfântă a sângelui românesc. Încă din vremea copilăriei știam de Basarabia pe care tatăl meu o numea acasă, acolo unde tot timpul a dorit să se întoarcă, în satul în care se născuse și unde rămăsese familia sa numeroasă, adică la Ruseni. Acolo și eu am văzut lumina zilei. Ascultându-l vorbind atât de frumos despre acasă, am îndrăgit acest Ruseni, mai sămâne, pe care am avut ocazia să-l cunosc abia în 1959 și mai am câteva rânduri, când am putut veni în vizită cu părinții pentru prima dată. Cu această ocazie am constatat că rudele și sătenii de care tata îmi povestea, precum și tinerii de seama mea, erau exact așa cum îmi imaginam, calzi și primitori, iar eu mă simțeam ca fiind dintotdeauna dintre ei. Mai târziu, pe măsură ce în timp înțelegeam și cunoșteam tot mai multe realități despre Basarabia, prima întâlnire cu pământul natal mi-a rămas în gândire și simțire precum prima zi din viața unui adolescent care nu își uită. Prima iubire niciodată. Prutul și gardul de sârmă au construit piedici care pentru mulți ani au așezat o cortină între cele două maluri, timp în care acolo, în satul meu, se instalase o altă ordine decât cea normală în care părinții mei au trăit până în primăvara anului 1944. Dată nefericită din istoria neamului nostru, cu urmări până în ziua de astăzi. Pentru românii din dreapta Prutului, deci de la noi de aici, de unde sunteți și dumneavoastră, încă sunt multe necunoscute despre Basarabia, care trebuie dezlegate pentru a o cunoaște, deoarece acolo trăiește o parte a trupului românesc care suspină după patria mamă. Nu-i chiar așa, numai 32%. Basarabia este precum o copilă blajină și naivă care a fost răpită și ținută în robie. Inspirat de cele ce descoperisem despre satul meu natal, am dorit să împărtășesc și consătenilor mei ce am aflat și înțeles eu de-a lungul vieții. Și mi-am permis să scriu această carte, dar în puternică valoare, doar pentru statul meu de acolo. Pentru noi n-are, pentru cei de aici n-are ce de valoare, pentru că aici este România, iar acolo e Basarabia. Iată la Basarabia. Mulțumim, domnul Sanoschi. E doar prima doamnă primar. Ce v-am spus, avem foarte mult de povestit. E adevărat că asta e doar o mică parte din povestea mănăstirii. A fi patriot înseamnă a fi unionist. Mai încă puțină răbdare. Avem alături de noi pe domnul Tudose, care în urmă cu câțiva ani a făcut un mare eveniment în Obârșia Mioriței. Faptul că este alături de noi în această zi spune foarte multe. Vă mulțumim! Mulțumesc și eu! Oare n-ar fi cazul să ne trezim un pic? Ce ați zice dacă am venit să fac o gâlceavă la mănăstire? Eu, ăla, în Cașin, sunt vecin. Ce se întâmplă cu românii vecini? Cel mai adesea se iau bine, nu-i așa, părinte? Lăsați că eu vorbesc așa. Spada mă boicotesc, ai auzit de spadă și... se și părăsc. Ei bine, nu știam cum să încep, domnule profesor. Mă bucur că vorbesc după dumneavoastră. Sunt sigur că o să-mi dați telefon și o să-mi faceți observațiile de rigoare. Ca și în alte dăți, dumneavoastră veți fi prezent și veți da o ora exactă la limba română, măcar în județul Bacău.
aș zice custodie, dar o să mă pună la punct și zice, nu, nu e adevărat, n-am statutul de custodie al moștenirii Alexandriei, dar de slujitor al moștenirii Alexandriei, uitați, confirmă domnul profesor, nici nu știți ce comoară avem acum aici în domnul conferențiar universitar, doctor Ioan Dănită. Bun. Nu știam cum să încep. Am început. M-ați ajutat și am început. Doamna primară a avut curaj. Gândirea de inginer, eu știu, care zice, da, așa gândesc, așa trebuie să fac, și m-a invitat. Știind că și amabil a fost după ce a criticat primăria aia, care a organizat nu știu ce eveniment în Mănăstirea Cașin. Haideți să vă spun despre ce-i vorba. Mă gândeam eu în urmă cu vreo 9 ani de zile, eu un om de rând, dar vă e ca și noi. Mi se părea, domnule general, că a dărât cam multă Miorița către Sopeja. Pentru că așa era. Basarabeanu Alecu Rusom, subghiunit, cum de stă bine nouă, le stătea bine celor din Evul Mediu, cum a spus. Așa, am gândit eu că trebuie să vă rețin. Așadar, Basarabeanu Rusom a cules Miorița, spune domnia sa, sau scrie domnia sa, de la lăutarii olteni. Olteni, domnule profesor, din Sovejea. A, Sovejea. Știți că nu există această localitate Sovejea, nu-i așa? Există comuna Sovejea. Dar localitatea strict Sovejea nu există. Sunt satele Rucă, Ren și Dragosloveni. Am închis paranteza și revenim la cântăreți sau lăutarii olteni. Nu au putut să fie decât munteni. Cred că sunteți de acord. Era acel schimb între a construi mănăstirea Vasile Lupu în la Sovejea, că de fapt acolo, în, așa și Matei Basarab în Moldova. Mi se părea mie, și nu mi se părea, era evident că nu se vorbea nimic despre Valea Cașinului, despre Baciul Moldovean. Auzim Valea Cașinului și așa am zis și am și scris peste tot. N-am zis nicăieri Cașinul, păi cum puteam eu să sar peste mănăstirea Cașinului? Și mai ziceam doamna primar și priveam cu sentimentul de locul secund. Știți ce înseamnă locul secund? Locul 2. La frumusețile comunii de la mează zi. Comuna Mănăstirea Cașin. Eu ăla de dâncolo priveam cu sentiment de loc secund. Asta am venit și eu aici. M-am gândit eu că dumneavoastră v-ați ales, părinte, că un loc așa. Și atunci am zis ce să fac eu totuși și din acest, am vorbit despre poarta de lemn cu trei stâlpi și acoperiș și asta ne leagă, nu ne desparte pe Valea Cașinului. Sunt niște meșteri, au fost, niște meșteri adevărați, mai ales în satul Lupești, domnul Rusanovski, niște meșteri deosebit care chiar au creat artă în lemn pe Valea Cașinului. Ei, ăia n-au ținut cont că-i de la mănăstire, că-i mănăstirean, că-i cășunean, a lucrat acolo unde a fost tocmit și au făcut niște lucrări deosebite, inclusiv porți de lemn cu trei stâlpi și acoperiș. Bun. Și atunci am zis, apropo de acea atârnare, de balansare totală către Sovejea, către Baciu Vrâncean. Zic, uite ce nedreptate, domnule general, și nu numai în baladă, unde Baciu Ungurean și Baciu Vrâncean l-au târhări și l-au... Nu se știe dacă l-au omorât sau nu. Să zicem că nu l-au omorât. Dar i-au luat oile și mi se părea că nu se vorbește deloc despre Baciu Moldovean în această după. Și atunci am gândit eu ce să fac și am făcut împreună cu mănăstirea. Ia uitați, un alt motiv de, nu de gâlceavă, ci de unire, cu meșterul Ion Moraru. Nici nu știți, sau știți cei mai mulți dintre dumneavoastră, ce comară aveți în mănăstirea Cașin. Chiar merită aplaudat. Este... Este domnule profesor și dumneavoastră toți, domnule, așa, domnul general pleacă, să-l lăsăm, dar este al doilea cetățean din județul Bacău care are medalia comemorativă Dimitrie Gustin, dată pentru merite deosebite de către Muzeul Național al Satului cu același nume. Așa că acea lucrare cu bârșa, de fapt ce am făcut? Am punctat, am zis să introducem un punct fizic
în metafizica Mioriței, să trăiți, domnule general, din partea unui secer de rezervă. Am introdus un element fizic în metafizica Mioriței. Da, este pe teritoriul comunii Mănăstirea Cașin, dar dacă mai făceam trei pași, eram în alt județ. Așa că e la cumpănă de baladă, cum zic eu. Este și a dumneavoastră, este a dumneavoastră a celor din Mănăstirea Cașin. Nu mai ocoliți când mergeți. Părinte, când mergeți la și la fântâna lui Ferdinand, ce? Ei, eu v-am ascultat. Când mergeți la fântâna lui Ferdinand, mai faceți câțiva pași și ajungeți la vârșia Mioriței. E Mănăstirea Cașin acolo. Putea să fie, repet, putea să fie Sovejea, putea să fie altceva. Ne aparține tuturor. Miorița este a noastră. Aș fi vrut să zic că eu sunt în Cașin și Miorița e a noastră. Da, este a noastră, a poporului român. Ce ne-ar mai spune domnul profesor Dănilă despre Miorița? Ia să mă opresc eu aici și să e că sunteți plictisiți, încălziți. Și am vrut să nu tulbur apele Cașinului. Haideți să le lăsăm limpezi, să curgă, să fim îngăduitori unii cu alții. Acum, la început de mileniu, chiar se pot, a fost un chinion. Când e o culoare politică aici, dincolo e altceva. Când e acolo, aici e altfel. Chinionul nostru a celor de pe Valea Cașin. Mulțumesc! Nu, nu are nicio legătură culoarea politică în ceea ce ține de istorie și de tradiții și de tot. Absolut nicio sens nu are. Chiar eu l-am invitat respectos pe domnul primar, la dumneavoastră, să fie prezent la această întâlnire. Nu-i nimic. Ne va onora probabil în următoarele două zile. Eu sunt convinsă. Dar așa este, cum am vorbit împreună. Dacă punem mână de la mână, umăr de la umăr, putem scoate în evidență Valea Cașinului. Avem foarte multe de spus. Drept dovadă că noi am stat aici în continuu să ne tot povestim. Din păcate, timpul pentru fiecare este scurt, fiecare are și o altă treabă. Noi mai aveam o surpriză pentru dumneavoastră, cu niște dovezi istorice, prezentate de domnul Cătălin Dima, care este președintele subfilialei cultului eroilor Mănăstirea Cașin. Într-adevăr, dânsul se trage dintr-o familie cu multă istorie. Bunicului primar și în casa lui acum se găsesc niște documente și asta ar trebui să le scoatem în evidență, să le arătăm lumii. Sunt documente de acum 100 de ani. Nu sunt neapărat ale lui, sunt ale voastre, a mănăstirenilor. Chiar ar fi plăcut și poate ne va ajuta bunul Dumnezeu să facem un muzeu al nostru, al Comunei Mănăstirea Cașin, în care să punem toate dovezile istorice pe care le are dumnealui și alte dovezi istorice pe care ne le pot aduce și cei din afară. Dacă sunteți pregătite, doamnelor? Da. Da? Mulțumesc. Da, după cum am spus, este vorba despre proiectul Glasul Străbunilor, așa l-am intitulat noi, care este un proiect de service learning, școlii în folosul comunității, ce se bazează pe două nevoi. De învățarea elevului și de sprijin a comunității. În colaborare cu Fundația Noi Orizonturi și Clubul Meserilor Rurale, aceste proiecte urmăresc proiectarea, scrierea și implementarea de proiecte care au ca scop sprijinirea, promovarea și punerea în valoare a patrimoniului local. Trec peste partea de teorie, vreau doar să vă spun că proiectul sau documentul cu care am aplicat pentru finanțare se numește Project Canvas și cuprinde mai multe bucățele, să le spun, profilul clientului, nevoile, problemele clientului, soluția, propoziția atrăgătoare, activități principale, resurse, parteneri, relația cu clientul, canale de marketing și structura costurilor.
Propoziția noastră atrăgătoare, adică a elevilor din proiect și a dascălilor, a sunat cam așa. Vrei să participi alături de noi la reînvierea valorilor satului tradițional? Primește pastila noastră vindecătoare care te conectează cu moștenirea lăsată de strămoși, te echilibrează cu natura, ajutându-te să te întorci la liniște și tihnă, deci la sănătate. Descoperă mănăstirea ta și veșnicia și tihna satului românesc. Partenerii principali au fost Școala Gimnazială Regina Maria, Clubul Prietenii Cărților, Comunitatea Locală și Primăria Mănăstirea Cașin, Ocolul Silvic, Agenții Economici Local, Meșter Popular, instructor coreograf Gerardo Cristian, Ansamblul de Dansuri Populare. Costul total al acestui proiect nu a fost foarte mare, doar de 3.500 de lei, din care 500 au fost sponsorizare, 800 donație, 200 fonduri proprie și 2.000 de lei fonduri de la FNO, adică Clubul Meseriilor Rurale și Fundația Noi Orizonturi. După cum vă spuneam, au fost mulți elevi implicați, 100 de elevi, 14 cadre didactice, părinți, bunici, chiar și turiști, pentru că au fost oameni care au participat la târg ce nu aparțineau aceste localități. Aici avem un discurs de prezentare pe care nu-l vom mai pune pentru că suntem contra cronometru. Activitățile proiectului. Prima, vizita la Muzeul Sfinții Voievozi Mihail și Gabriel. Cea de-a doua activitate, Comori strămoșești. Elevii au căutat la bunici rude fotografii, cusături, țesături, obiecte lucrate cu meșteșugar pe care le-au integrat într-o expoziție interesantă organizată în școală. A treia activitate și cred eu cea mai, de fapt, nu, ultima a fost cea mai completă, dar și aici au participat peste 100 de elevi de la clasele 1-4. În mijlocul naturii, copiii au învățat să împăneze ouă, folosind simbolul specific localității, au pictat costume populare și au ascultat povești puse de bătrânele satului. Aici sunt fotografii cu o parte din elevi. Aici, cum ei erau foarte implicați în această artă a încondeierii ouălor, și doamnele profesoare și-au dat silința foarte mult pentru a obține niște rezultate frumoase. Mâini dibacea, ateliere de lucru, adică am pictat simboluri locale, am realizat cusături, am țesut mini-covorașe și am învățat jocuri populare. Fotografiile spun totul despre aceste activități. Și activitatea principală, glasul străbunilor, care s-a constituit într-un târg, expoziție de vânzare, desfilere realizate în cadrul proiectului, preparare, prezentare, degustare, vânzare de produse culinare locale, cărzoaba de păstră fiind cea mai căutată, bineînțeles și plăcintele moldovenești, și spectacolul folcloric susținut de mugurași și mănăstire. Aici sunt niște fotografii. Vedeți bucuria copiilor, ei s-au transformat în adevărați antreprenori, și-au vândut produsele și banii obținuți au fost împărțiți între cele două școli în mod echitabil. Atât vreau să mai spun că aceste proiecte sunt foarte motivante pentru elevi, da? Pentru că ei identifică și rezolvă nevoia efectivă a comunității, fiind totodată învățați cum să organizeze inițiative sociale și civice. Devin stăpânei propriei învățări. Și, în concluzie, cu efort și cheltuieli minime, dar cu dorință mare de schimbare, fiecare de la mic la mare poate contribui la creșterea calității vieții în comunitate, acumulând astfel competențe sociale necesare în cotidian. Vă mulțumesc! Și pentru că domnul profesor Dănilă ne-a enumerat niște cărți în care era vorba despre localitatea noastră, îmi permit să spun mai mult ca sigur știți, am intrat în posesia unui studiu agricol, studiu agricol de la 1890, de Simeon Petre Radianu, în care pe mai multe zeci de pagini este foarte, foarte amănunțit și matematic
surprins viața de luptă în Partea de Mănăstirea Cașin. Amintesc 1890. Deci acum perioada până de timp. Și pe Constantin Gane a scris Traipa Vremii, tot un fel de memorial de război, în care surprinde foarte mult zona. Vă mulțumesc! Pentru că cadrele didactice s-au pregătit atât de mult, eu îmi cer iertare, am constatat că lumea pleacă și atunci am grăbit un pic lucrurile. Avem pentru doamna director o diplomă de excelență în domeniul cultural artistic. Am încercat cumva să le luăm din ele. Doamna Moraru, care contribuie foarte mult la promovarea acestui. Iar domnul Moraru, care datorită dumneavoastră avem acești copii minunați, bucurați și cu care ne lăudăm, și a doamnei a preotesei și își merită aplauzele noastre. Domnul profesor Danilă, permiteți-ne să vă înmânăm o diplomă și cartea noastră. Mulțumesc. Care sper să fie o carte de vizită. Ne vedem pe 29 septembrie. Sigur, cu mare drag. Doamna deputat, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Și vă mulțumesc. Succes. Mulțumesc. Doamna Lungu, care este alături de noi și datorită postului acum TV, mănăstirenii noștri intră în contact tot timpul cu tot ceea ce facem noi și vă mulțumim. Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Mănăstireanul nostru, domnul Zota, care este prezent la toate acțiunile. Domnul Ziarist, Moraru Ion. Și să scrieți mai multe despre Mănăstirea ca și ca lumea sa de noi. Da? Nu contează, eu asta am spus aici că nu contează. Pentru că sunteți invitați și ați fost alături de noi, iar ne-ați surprins plăcut prin prezența dumneavoastră alături de noi și ne cerem iertare. Poate am greșit. Suntem la o primă ediție. Emoțiile au fost foarte mari, vă asigur, și pregătirea acestor 3 zile au fost la fel de mari. Și eu vă mulțumesc. Poate ajunge cu succes în ce v-ați propus de urmă. Da, vă rog. Să vă mulțumesc pentru vizionare!